pentru diversele circunstanțe de relief ale vieții, delicate, cheie sau primejdioase, dar oricum, ieșind din diurn și putând lua caracter decisiv, Grig avea rețete pe care le considera infailibile, atâta timp cât nu s-a născocit altceva. Siguranță și tupeu inteligent era pavilionul sub care se decisese să opereze acum. Trecu fără probleme de poarta spitalului, a din mers la profesorul Tulea, luă de la garderobă un halat alb pe care îl puse pe umeri și urcă dezinvolt și hotărât treptele până la primul etaj. Toate informațiile în legătură cu spitalizarea doctorului Candian le obținuse simplu prin telefon. În drum spre camera de reanimare întâlni mai multe surori după aspect, greutatea pașilor și felul în care era salutat, probabil și un medic. Nimeni nu-i acordă niciun fel de atenție. În anticamera salonului de reanimare, o asistentă uscățivă, cu o bonetă apretată, hârtie pe părul proaspăt coafat, studia concentrată un dosar medical. Era de vârstă mijlocie, conștientă de importanța ei și cu acel ceva greu de definit, dar care, de la prima vedere, înainte măcar de a deschide gura, te avertiza că femeia este celibatară. O simțeai însă competentă și inspira încredere, un om pe care medicii se bizuiau, desigur, fără rezerve. Dumneavoastră? Grigarboră, cel mai umil, încântător, surâs din garderoba sa de farmece. Sărut mâinile, vă rog să mă iertați. Despre ce este vorba?" Sunt fratele doctorului Candian, femeia Ioreteză. Tovarășul profesor a interzis orice fel de vizită. Bolnavul nu poate primi pe nimeni." Știu, știu. Atunci vă rog să nu insistați." Ascultați-mă doar un minut. Astă seară plec pentru o lună în Grecia." Glasul se frânse sub povara situației a lacrimilor abia stăpânite. Nu știu ce se poate întâmpla până mă întorc." Îngăduiți-mi doar să-l văd, să-mi au rămas bun. Asistenta șovăi câteva clipe. I se făcu milă de bărbatul acesta superb, tos frumoși în familie, probabil, și doctorul chiar ferfenițit rămăsese chipeș, iar, dată fiind starea pacientului, te putea aștepta într-adevăr la orice. Se uită la ceas. Până la contravizită mai erau trei sferturi de oră. Intrați, da, vă rog, nu încerca să-l tulburați nici măcar cu un cuvânt," Grig îi luă mâna și o sărută. Femeia a avut impresia că emoționanta, curata recunoștință de pe chipul lui Grig, fusese zugrăvită de însuși penelul lui Rafael. se întoarse la filele dosarului, suspinând mulțumită. Am făcut o faptă bună. Inginerul Voicu Dumitriu era ferm hotărât să limpezească lucrurile. Avea o părere foarte bună despre propria lui persoană, încredințat fiind că este unul din fericiții apți, dotați pentru orice profesiune, capabil să facă față oricărei situații. Reflectând uneori la fantasticul său potențial neexploatat, regreta că media de viață a individului nu-i de circa 3-4 ori mai mare. În șaptezeci de ani nu te poți realiza pe toate coordonatele de care dispui. Pur și simplu n-ai timpul material. Simțea sincer că în el moare un mare poet, un neunfricat explorator, un geniu al matematicii, un Elvis Presley, un amiral Nelson, un profet cel puțin de talia lui Mahomed, care îi se părea că ocupă un loc mai modest în clasamentul Bresley. În funcție de circumstanțe, Ciocolată simțea puseurile necesare. De pildă, acum, impulsuri detective îi bântuiau zilele și nopțile. Va lămuri misterul statuie Candian, asociație făcută spontan din prima clipă, și îi se păru că cea mai sigură cale ar constitui o decizie, o discuție cinstită, bărbătească, purtată cu Dinu Fremăta de nerăbdare și în timp ce parcurse drumul cu taxiul, se întreba cum de anchetatorilor nu le-a trecut prin minte o idee atât de simplă. Se pierdu apoi într-o serie de reflexii stil urbanistic de genul. Omul civilizat și-a complicat existența, a uitat adevăruri elementare. Drumul cel mai scurt între două puncte este cel drept. O bagnotă de 25 de lei îi deschise poarta spitalului. Fășa sigur, gândindu-se că ar fi fost bine să ia câteva flori pentru dinu. Rândul viitor, își zise, n-am să uit. Îl apoi pustietatea coridoarelor. Întâlni un singur bărbat cu un halat pus neglijent peste hainele de o rafinată eleganță. Ce bine e animalul? califică instinctiv. Are cel puțin 10-15 ani mai mult ca mine și uite-l cum arată! În realitate, ăștia cu succes la dame nu fac bicep și la creier și asta conservă. Apoi îl uită. În anticamera salonului de reanimare, asistenta în picioare aranja niște hârtii în fișet. Aruncă o privire întrebătoare spre bărbatul oacheș cu expresie agitată. De fapt, aerul de neliniște, de permanentă priză, de parcă în fiecare clipă se afla în așteptarea unui eveniment ce alimenta nerăbdarea, era caracteristic pentru ciocolată cunoscuții obișnuiți nu se mai interesau de mult cel frământă, neavizați însă îi prizau anxietatea ca atare. La doctorul Candian, formulă scurt Dumitriu, femeia replică ferm și la fel de succint, exclus, interzisă orice vizită. Sunt o rudă, îmi pare rău, doctorul Candian este obosit, a fost fratele lui și pentru o singură zi e de ajuns. Ciocolată simți cum îi se zbârlește părul de uimire. În viața lui nu-l auzise pe Dinu pomenind de neamuri și în diverse ocazii îl auzise spunând că fusese copil unic. Frate? Care frate? A plecat chiar acum două minute. Iertați-mă, tovarășe, adăugând fundându-și ostentativ nasul în hârtii, sunt ocupată. Ciocolată străfulgera de o idee, îi prinse brațul. Un bărbat bine cu halatal pe umeri, nu-i așa? Toată lumea poartă aici halatal pe umeri. Două minute, ziceți!" Poate nici atât. Bună ziua! Ciocolată țâșni pe ușă, fără să-și a rămas bun. Alergă iepurește de-a lungul coridoarelor, coborâ aproape zburând și-l ajunse pe grig chiar când acesta trecea pe lângă portar, salutându-l cu un deget la tâmplă. Ciocolată îl apostrofă gâfâind. Alo, domnul!" Grig cu cheile de la mașină în mână se întoarse surprins. Cu mine vorbiți? Cu dumneavoastră! Ce doriți?" Emoționat, Ciocolată își formulă gândul cu primele cuvinte venite în minte. V-ați dat drept fratele lui Candian. Ați mințit. De ce? Greg îl măsură scurt. Un zăpăcit tipul de încurcă lume. Încercă să câștige timp. O pereche venea dinspre capătul străzii. Aș prefera să discutăm în altă parte. O luă hotărât înainte. Ciocolată, peste măsură de agitat, îl urmă orbește. Îi mai despărțau câțiva metri de lancia roșie. Grig cercetă rapid locul. Nimeni. se întoarse fulgerător. Inginerul văzu pumnul, dar nu mai a avut timp să reacționeze. Îl primi în plin, în bărbie și se prăbuși. Unu percude de toată frumusețea. Aprecie Grig și apăsă pe accelerator. Presupun, zise Minerva, că ați avut o reacție asemănătoare. Ați strigat, a strigat, s-a sculat din nou toată casa. Mioara să vezi cu clătina din cap. Nu, și nu pentru că nervii mei ar fi devenit mai buni între timp, ci pentru că n-am apucat. Am leșinat înainte de a emite cel mai mic sunet. Mi-am revenit în zori. Lumina, orele dimineții, m-am convins de mult, au un efect tranquilizant. Coșmarul e un voievod al întunericului cu maxim de potențial, demonstra științific, cel puțin așa am citit, între două și trei noaptea. Când încep să scârție mobilele, zâmbi Minerva, se pare că așa e. V-ați gândit că ați visat? Exclus! Desigur, nu-s de oțel, dar am nervi sănătoși. Vroiam să spun că îmi redobândisem în suficientă măsură calmul pentru a aștepta ca ginerele meu să plece la spital. Nu doream să mai discut cu el. De ce? Rămăsesem ofensată după primul incident și, în afară de asta, am avut întotdeauna impresia că din are ceva de ascuns. Fiți, vă rog, mai precisă. Nu vă pot oferi amănunte. O simplă impresie. Chestiune de atmosferă, de climat sufletesc, de aerul care le mana uneori. Vroiam însă să discut cu fică mea. Mă privea ironică. Serios, mamă? Trebuie totuși să te vadă cineva. Uite, îmi spune dinu că profesorul Baciu ăsta care a venit acum de la Cluj o somitate. Eu nu sunt nebună, Liana. Dar nimeni n-a afirmat așa ceva de la o anumită vârstă, însă femeile suferă unele tulburări nervoase. Nu e cazul, uite care e situația. Eu oricum plec în următoarele cinci minute. Dacă vrei, iau copilul la noi, dar aici nu mai petrec pentru nimic în lume o singură noapte. Sunt îngrijorată, însă pentru tine. Nu voi mai avea o clipă de liniște știind că în casa asta se plimbă un străin. Cine-i personajul ce vrea? Cum, pe unde intră? E nebuniu, e un răufăcător? Faci ce vrei. Eu însă rămân la ideea mea. Consultă-te și cu tata." Am plecat, dar eram convinsă că incidentul nu e închis. Minerva o privi atentă. Cum ați calificat atitudinea fiicei dumneavoastră? Oricât sânge rece ai avea, nu poți trece complet nepăsător pe lângă o asemenea poveste." Un firicel de neliniște cât de firav și tot încolțește. Mioara Săvescu își plimbă privirea catifelie în lungul zidurilor, apoi o ancoră în obrazul colțuros al Minervei. A spus punctul pe ei. Am plecat de la ei cu certitudinea că Liana e informată de aceste vizite nocturne. Că, dintr-un motiv sau altul, le acceptă. Că și ea ascunde ceva. Același ceva pe care îl ascunde și Dinu. Hai să o iau metodic, își zise maiorul Cristescu încercând să-și definească sentimentul de amănunt care contravine întregului, care iese din normalul impus de armonie, de logica interiorului. Dobrescu și Macri continuau să scotocească biblioteca, în vreme ce arhitectul Săvescu, după o scurtă conversație strict convențională, se adâncise în lectura unei reviste. Din când în când își ridica privirea, luând act, cu indiferență de diversele operații efectuate de cei doi. Cum se aranjează în mod normal o bibliotecă? Considerentele, își explica sie și majorul cu răbdare de dascăl, țin de spațiu și de calitatea proprietarului. Profesie și bun gust. În regulă, Candian n-a fost încorsetat de spațiu și gustare, gust fiind de intelectual. Punul ca el nu o să-și dispună niciodată cărțile ținând seama de înălțime și culoare și punând o carte de bucate alături de cant, numai pentru că măsoară în două 40 de centimetri și au coperte albastre. Trecem la meserie. E medic. Firesc, deci, ca o mare parte din volume să fie tratate de specialitate. Și e tot atât de firesc ca acestea să fie cele mai uzate. De altfel, deși se susține că ar constitui pătura cea mai distinsă dintre școliți, Medicii consumă foarte puțină beletristică, Citez mai mult literatură de informare, strict documentară, adesea reviste, almanahuri. N-au timp, ca și avocații. Divagații cristescule, la obiect. Apropo de uzură, tomurile de medicină ocupă locul întâi, deci ele sunt cele mai frecvent folosite și, logic, vor fi așezate cel mai în la îndemână. Vorba aceea, de ajuns întins brațul. Pucni din degete, încântat. Asta era băiețaș. În biblioteca doctorului Candian, volumele cele mai obosite, fără să fie ferfenițite, dar cu luciul pielior al cartonului alterat, se aflau pe penultimul raft, sub tavan. Ca să ajungi la ele, trebuia să folosești un taburet. Sub privirea mirată a lui Săvescu se cățără pe un scaun, scoase cărțile suspecte și rămase nedumerit. Fundul de lemn al bibliotecii era intact. Arhitectul Săvescu, în spatele lui, râs încetișor, un râs spontan lipsit de răutate. Omul se amuza și atât. Vă așteptați probabil să dați de o tainiță. Nu vă înșelați, recunoscu maiorul. Și totuși e ciudat. Băieți, dați-mi o lanternă. Ion, Ion tinse întinse Macri. Maiorul început să plimbe fasciculul de lumină pe peretele de lemn și pe porțiunea de raft descoperit, pipăind cu cealaltă mână fiecare milimetru al suprafețelor respective. Se opri brusc. Unghia i se împiedicase într-o mică asperitate de mărimea unei gămălii de ac. Încercă să o deplaseze fără rezultat, apoi apăsă ca pe un buton. Felia de lemna bibliotecii începu să se deplaseze încet, spre dreapta, și lui Cristescu-i veniră în minte penarele de pe vremea când era școlar. Apoi rămase uluit. Se afla în fața unui ecran de circa 25 de centimetri pe 10. După toate aparențele, ecranul unui monitor de urmărire. Al dracului să fiu dacă pricep ceva! Mara Varlam, cu capul ușor și cu părul strâns în vârful capului, consultă vizorul înainte de a deschide. Tu erai Emilia, o surpriză, nu? Incontestabil, din păcate, sunt de mai multe feluri. O privea cu o repulsie abia stăpânită. Emilia, sub fondul de tenal insolenței, era încordată, palidă, forțat, dezinvoltă. De altfel, întreaga ținută-i trădatul burarea. Părul pieptenat neglijent, nu neglijența plină de șic, ținând de pieptenul peria și fânul marilor coafori, cea a mâinilor nervoase care abia nimereau agrafele, machiajul neîngrijit, dermatograful tremurase pictând o sprânceană cu câțiva milimetri mai sus decât cealaltă, fusta și bluza se simțeau puse la nimereală. Nu înțeleg ce cauz la mine," Ultimele zile o marcaseră și pe Mara și cel mai superficial ochi putea sesiza schimbările operate asupra ei de lacrimile și tortura nopților nedormite. Chiar de dimineață, femeia care îi aducea joia brânză și smântână, negustoreasă până în nodul testemelului, lacomă și zgârcită, cu o inimă în formă de cântar, iar întreaga ei filozofie de viață încăpând într-un portofel, constatase cu indiferență. Dar ce ai poți cu coană? Arăți de parcă te-ar fi lepădat ibovnicul acel colț de uliță. Avea o paloare vânătă, iar colecistul zgândării de necazuri inundase galbenul albul ochilor întunecați. Cum de-ai să sun la această ușă? Emilia, mai înaltă cu un cap, o privi disprețuitoare. Nu mi-am minte să ne fi certa și nici să-mi fi interzis accesul la sonerie. Te știam civilizată, Mara, mă dezamăgești. Tu pe mine nu. Am știut de la început cu cine am de-a face." Emilia o întrebă sfidătoare. Cu cine?" Cu o desfrânată de cea mai abjectă calitate. Emilia păli sub insultă. Ar fi strivit-o pe muierușca asta moralistă, mică și fragilă, cât să o mototolești într-o batistă. De ajuns să-i dai o palmă zdravănă ca să o lipești de zid. Nu simți-se încă niciodată o poftă atât de răscolitoare?" de irezistibilă de a distruge pe cineva, de a-l face să muște țărâna. O agasaseră din aerul ei virginal, didacticismul, ifosele, întreaga ei ființă trâmbițând precepte de virtuoasă morală. Îi reproșase ireproșabilul. Trebuie să mă abțin, nu mai de-aș putea să mă stăpânesc. Cu jumătate de ceas înainte, bebe dăduse din nou buzna la ea acasă, agitat, speriat, fără morgă. Mili, Mili, ca în vremurile lor bune. Mili, trebuie să acționăm. Du-te imediat la Mara. Ce dracu să cau la Mara, te-ai îmbătat? Cerei cheile de la Trabant, avem nevoie de mașina ei. Ce s-a întâmplat pentru numele lui Dumnezeu? Îi transmisese întreaga lui neliniște, ea însă fiind extrem de îngrijorată. De aproape două zile, Grig nu-i dăduse niciun semn de viață. Pândea telefonul cu inima înnodată de grijă, îl verifica la fiecare sfert de ceas dacă nu s-a defectat cumva. Suntem prinși în clește, bustul statuiei la mine în boxă, trebuie să scăpăm cât mai repede de el, corpul de lict, înțelegi? Vorbea frânt, de emoție sughița frazele, înghița silabe. Vreau să mă sfătuiesc cu Greg, nu știu unde să dau de el." Dă-l în măsa, ăsta ne abandonează, ne-a abandonat, nu semnăm nimic pentru el." Dacă ne debarasăm de statuie, nu mai există probe împotriva noastră." În fond, ce-mi reproșezi?" Încerca să câștige timp, nu o să-mi dea cheile." Trebuie să găsesc un truc de până atunci." Important e să accepte un dialog, oricare ar fi el să vorbească, să nu mă dea imediat afară." Mara se simțea sugrumată de furie." ce să reproșezi? Nici măcar mica ta existență îți aparține, te privește. N-ai voie însă să-i târăși, să-i tragi de mână și pe alții. Nu știu la ce te referi, dar mi-am închipuit că bebe e destul de mare pentru a se conduce singur. Și de ajuns de de ros imbecil pentru a cădea în orice cursă care, dincolo de zăbrele, bucățica de cașcaval pare de aur. Exagerez și îmi pare rău. Mie mi e silă. De ce ai venit? Emilia a avut un moment de ezitare, se clătină pe picioare nesigure, dădu din mâini căutând reazem și se prăbuși pe marginea canapelei. Gâfâia părea că nu poate să respire. Mara era de notorietate printre amici că Emilia e cardiacă, se muie speriată. Ce ai? Mie, mie, mie puțin rău," spuse Emilia pe tonul omului care își minimalizează suferința, vrând să menajeze dispoziția celorlalți. Ce să-ți dau?" Întrebă Mara, impresionată. Își făcea reproșuri, e vina mea, am fost prea dură. Trebuia să evit discuția, să evit cuvintele grave. Emilia abia putea vorbi. Un rudotel și puțină apă, caldă. Mara dispăru în bucătărie. Pe televizor se afla poșeta marei. Emilia se ridică și traversă o din doi pași. Deschise geanta. Cheile luceau în buzunarul interior. Mara se întoarse în mai puțin de două minute. Îi întinse pastila cu o mână tremurândă. Emilia, a nevoie ridicată într-un colț, făcea eforturi să o înghită, ca și cum pilula ar fi refuzat să-i alunece pe gât. Dinții neau pe buza de sticla paharului. Mara o ajută să bea, sprijinindu-i delicat capul. Pe plicul alb obișnuit, 7 lei suta scrisul Melaniei Lupu cu litere elegante, cu bucle lungi, grațioase și majuscule întregi, așa cum se administra caligrafia în clasele primare de acum 60 de ani, avea un efect ciudat. Inversând situațiile, impresia era echivalentă cu cea pe care ar fi făcut-o un text bătut la mașină pe papirusurile strămoșilor. Bătrâna citi încă o dată adresa. Domnului Maior Cristescu, Ministerul de Interne, pe unde trece tramvaiul. Se mai uită încă o dată în oglindă și își trecu pieptenele prin buclele de la ceafă. Ts, 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 făcu nemulțumită. Data viitoare, te rog să fii mai atentă. Ai scăpat prea mult, Ederjon, iar acum semen cu un pelican. Nu fi absurdă, draga mea, nu pelicanii sunt albaștri, ci cerneala. De la Mirciulică își un um, rămas bun lipsit de patetism. Toropi de ar și dormea și apoi... Despărțirile prea tandre, știi bine, dragă Melania, te buhară, iar tu acum trebuie să dispui acum de toate puterile tale." Aruncă plicul la prima cutie poștală. În minte îi stăruia ultima frază din scrisoare, de care se simțea extrem de mulțumită. În caz că, dată fiind a ce am de întâmpinat..." Această scrisoare va constitui un rămas bun. Vă rog, domnule Maior, să rămâneți încredința de sinceritatea sentimentelor mele. Chiar dacă între noi au avut loc unele neînțelegeri, afecțiunea mea pentru dumneavoastră a rămas mereu intactă. Nu mă grăbesc la întâlnirea cu colonelul Lupu, dar dacă ea totuși este programată, vă amintesc că totdeauna am iubit crizantemele și liliacul. Iar face plăcere să le știu din când în când, veghind la ultimul meu domiciliu. Vă spun deci, la revedere, dar nu pe curând. Când deschise portița de fier forjat de la imobilul Maur, Melania a avut grijă să intre cu dreptul și, ca o asigurare în plus, își făcu o cruce clandestină cu limba. Apăsă lung pe butonul soneriei, glasul țâșni instantane un interfon. Te-am văzut, știu cine ești, intră! Pătrâna împinse ușa stupefiată. N-aș fi zis, draga mea, că ai atâtea cunoștițe în București. Probabil că ești o celebritate, dar din pricina modestiei tale n-ai băgat de seamă. Traversă vestibulul și pătrunse în holul sufragerie. O întâmpină același întuneric, același praf, aceeași atmosferă de mormânt mobilat cu amintiri care nu mai aparțin nimănui înaintând câțiva pași, exclamă tonică. Bună ziua! Din spate îi răspunse un râs sardonic. Melania Lupu, cu pielea încrețită de spaimă, se răsuci încet. Din tâi nu desluși nimic. Apoi în bezna ce stăruia în fundul holului, de lângă un tabernacol uriaș, se desprinse un schelet. Cuprinsă de groază, Melania încremeni. Capitolul 15 Bădescu o aștepta în frigurat lângă trabantul marei. Credeam că nu mai vii. N-am întârziat mai mult de un sfert de oră, gâfâi Emilia. Uite-le! întinse cheile. Mâna-i transpirase de emoție și bebe simți metalul umed. A zvârli o privire rapidă spre balconul marei și deschise portiera. Cum te-ai descurcat? Emilia își șterse cu palma transpirația de pe buza superioară. I le-am furat, am simulat că mi-e rău. S-a dus să-mi aduc o pastilă și ei le-am luat din poșetă. M da, făcu bebe Bădescu, a plecându-se încordat peste volan. Conducea excelent, dar centrul, din pricina traficului aglomerat și arterelor blocate de construcția metroului, devenise pentru toți șoferii un coșmar. Chestia e să nu descopere prea curând că i-au dispărut. Emilia își mușcă buza inferioară. Nu singura persoană care intră în casa ei, nu o cunoști pe Mara. Este un om sociabil, dar în același timp își iubește singurătatea. Sunt săptămâni întregi când nu-i sună nimeni la ușă. Ei și, la urmă, urmelor, poate să și închipuie că le-a pierdut. Un râs nervos strâmbă trăsăturile bărbatului. Am impresia că societatea frumosului Kvink Vagenar nu ți-a priit. Cheile de la apartament sunt pe același anou, așa cum se procedează în general. Dacă le pierdea, nu putea intra în casă. În fine, asta e situația. Emilia ridică nepăsătoare din numeri. Poți nu-mi pasă ce gândește aia. Nu știu dacă e tocmai inteligent. Mă rog cerului să nu se uite pe fereastră măcar o oră. De ce? Hotărât nu mai vrei să gândești. Dacă îi vine chef să admire natura, va constata că i-a dispărut rab asta, nu-ți dai seama. Da, făcu mașinal Emilia. Probabil, mă frământă mai mult altă problemă. De ce nu dă gric niciun semn de viață? Ți-e teamă pentru el sau pentru tine? pentru amândoi. Draga mea, opină Bebe frânând, nu există decât două posibilități. Fie l-au săltat, fie se descurcă într-un fel sau altul singur. A abandonat varianta Emilia. Femeia oftă, dar nu spuse nimic. Coborură și bebea aruncă o privire în lungul străzii, nu observă nimic special. În clădirea de peste drum, bătrâna Popovici își citea ca de obicei ziarul în balcon, pe trotuar doi puști se jucau cu mingea, bebe apucă brațul Emiliei și o introduse în blog. Iată după mine!" Coborură vreo 10 trepte și ajunseră la demisol. Bebea prinse lumina și pătrunseră într-un coridor lung și îngust. Mirosea specific a șoareci, mucegai, urină de pisici, a umed și produsul toxic folosit la ultima deratizare. Emilia privi cu silă în jur. Un gând neașteptat o străfulgeră. Ce naiba caut aici? Toate astea nu fac parte din viața mea. Parcă aș vedea un film." Trezește-te!" exclamă iritat pe Bădescu. Ce vrei să fac? Să mă ajuți, ținem sacul!" bebea a grăbit cioburile statuii, muchile ascuțitei scrijeleau palmele însângerându-le. Faci prea mult zgomot, șopti Emilia. Nu ne aude nimeni. Ar fi trebuit să așteptăm să se întunece. scoatem sacul fără să fim observați? Fată dragă, rosti Bădescu îndreptându-și o clipă spinarea, timpul ne e măsurat la mini dacă există așa ceva. Iar în ipoteza că blocul e supravegheat, nu mai are importanță că ne agață pe soare strălucitor sau sub clar de lună. Aveți perfectă dreptate, domnule Bădescu. Glasul venise din spate. Emilia și Bebe se răsuciră, fulgerați, cu ochi dilatați de spaimă. Locotenentul Moraru, rezemat de zid, se uita zâmbind la mâna lui Bădescu. Pe degetul mic strălucea un inel pe care se un încrustate inițiale. La capătul coridorului o pisică mieună prelung, din motive necunoscute. Doctorul Manoliu îmbrăcat de oraș și -o în fața telefonului. Îi era dor de mara și se simțea tentat să o invite la o plimbare. Ți-ar prinde bine un pic de aer, își formula în minte eventualele fraze. Și pe urmă ar fi păcat să nu prindem trandafirii la șosea. În câteva zile se scutură, Scrupule de delicatețe îl împiedicau să ridice receptorul. Mara traversa clipe, zile cumplite, trebuia să o cunoști bine ca să-ți dai seama de dimensiunile reale ale suferinței ei, și poate că ar fi considerat meschin din partea lui că se impune în asemenea clipe. Femeile au o logică și o fantezia lor cu totul particulară. Mara, de pildă, l-ar putea disprețui pentru că nu are discreția de a o ocoli în momente penibile, că e unde ajuns de grosolan pentru a asista, eventual cu satisfacție, la convulsiile ei de conștiință, la caznele unui suflet rănit. Iar ca prieten, oftă Manoliu, nu m-a acceptat niciodată. Știe că o iubesc și deci exclude din capul locului ideea de amiciție, face parte dintre oamenii care nu concep, nu cred în camaraderie, pura, sincera camaraderie, fără niciun fel de intenții orizontale dintr-un bărbat și o femeie. Soneria de la intrare îl făcu să tresară în mod nejustificat. Atenție, gogule, tată, ți-au luat o razna nervii. Se îndreptă plictisit spre ușă. Nu putea fi decât Danilă, vecinul de la parter, venit la o partidă de table și să-i ia tensiunea. Îl expediez urgent, își zise. N-a chef să joc nici să ascult suveniruri de acum 150 de ani. Bătrânul, după ce șepuizase propria biografie, deschisese un alt serial. Viața vitejească a bunicului său, capitanul Petre Dănilă, combatant la plevna și grivița. Deschise bruscușa și rămase cu gura căscată. Ciocolată, cu privirea rătăcită și maxilarul moale ca de cârpă, aproape îi căzu în brațe. Ce-ai pățit?" Lasă-mă să intru, abia am ajuns la tine. Manoliu, alarmat, îl luă de braț și-l instală într-un fotoliu. Dăm ceva să beau și o chestie de cap, simt că-mi trosnește. Să fie tare, dinamită, să crăp dracului sau morfină. De durere, abia articula cuvintele. Medicul sparse la repezeală două fiole de algocalmin, turnă un dege de apă și duse paharul la buze. Îi umplu paharul cu vodcă, repetând mișcarea. Dă-l pe gât repede, în maxim 60 de secunde, trece orice durere. Ciocolată se execută mecanic. Privirea era fixă și căpiată. Felul în care aștepta să treacă minutul, parcă stând la pândă, îl făcu pe Manoliu să râdă. Po să fie și 65 de secunde!" Dumitriu ridică degetul gros, făcându-i semn să tacă. După toate semnele, număra în gând. Exclamă brusc. Da, domnule, ai avut dreptate! Parcă m-a mai lăsat, dăm și o țigare!" trase de câteva ori fumul în piept, urmărit cu curiozitate de doctorul Manoliu. Hai dă drumul! În ce încurcătură te-ai mai vârât?" Ciocolate emise pe un ton funebru. Gogule, există o soartă! De-a lungul întregii istorii, noi am fost invadați. Au năvălit goții, ostrogoții, hunii și ce figuri mai erau în epocă! Au dat turcii, tătari și care ori mai fi fost!" Acum au venit gangsterii. Ăștia smul potcoavele, băiete, ascultă ce-ți spun eu." Păi cum, domnule? Admis dumneata că am plin centru Bucureștiului, pe lumină, la cinci pași de agentul de circulație, să te molesteze una a cine știe din ce meridian picat, lăsându-te grămadă pe trotuar?" Ia o pendelete, fiule. Unde? Cum? Cine?" Ciocolată relată incidentul cu lux de amănunte și ca totdeauna interpretat. Deschise ușa băii, dădu bună ziua asistente. alergă prin odaie, îl ajunse din urmă pe Grig, îi recepționa foarte convingător pumnul, căzumoale pe covor. Gogu Manoliu clătină din cap. Măi, tată, de ce nu-ți vezi de treburile tale?" Eu unul nu pot trăi cu capul în sac și n-am venit să-mi faci observații." Țipă Dumitriu, dar de ce ai venit?" Normal era să te duci direct la miliție. Deșteptule, împleznea asta de durere. Am venit la tine să-mi dai un calmant. În continuare știu eu ce am de făcut. Ce? Mă privește. Voicule, îți vorbesc cât se poate de serios. Renunță la inițiative teribile și teribiliste. Informează-o pe maioreasă și du-te acasă și te culcă ciocolată sări pe fotoliu. Nici gând! Am suferit două agresiuni din partea aceluiași individ și mi-aș pierde orice respect pentru mine ca bărbat dacă aș sta cu mâinile în sân acceptând să mă ocrotească și să-mi plătească polița o femeie. Dixie! Atrasă de exclamația maiorului, Minerva intră în birou. Ce-i Cristescu, ai descoperit Atlantida?" Hmm, nu ești prea departe de adevăr. Ce părere ai de chestia asta?" Se uitau toți, parcă hipnotizați, la ecranul cenușiu răsărit între cărțile din bibliotecă. Arhitectul Săvescu, uluit, rămăsese cu revista în mâna ridicată, privind peste ochelari. Macri și Dobrescu se simțeau încordați ca la un film cu suspans. Minerva se apropie intrigată. Un televizor? Cristescu dădu din mână. Așa s-ar părea. Și acum ce stați? Dați-i drumul să vedem ce vrea. Sub ecran se vedeau două butoane mici, nichelate. Minerva trepida de nerăbdare. Care ajunge până acolo? Hai mai repede, dați-mi un scaun. Dobrescu șoptine liniștit. Poate sărim în aer. Minerva observă peste umăr. Vei avea satisfacția de a rămâne până la urmă și chiar după în superiorilor pe care nu mă îndoiesc. Îi îndrăgești, sincer. Cine nu tânjește după un sfârșit în companie duioasă? Lăsând gluma, interveni maiorul, total la tehnic, abia era în stare acasă să locuiască un bec ars, s-ar putea ca într-adevăr să fie periculos să umblăm la drăcia asta. Propun să chemăm un băiat de la tehnic. De ce nu de la Institutul de Energie Nucleară? Dacă tu ți închipui că am eu atâta paciență ca să-i aștepe inginerii noștri să vină cu stetoscopul, înseamnă că mă crezi o de zgârie nori. Lasă-mă pe mine. Stai jos, Cristescule, eu am curiozită științifice, nu tu. Se urcase pe scaun și studia cu mâinile în șolduri micul ecran. Anunță sarcastic. Păzea că îi dau drumul. Puteți să vă refugiați în parc. Deci, 5, 4, 3, Ce faceți? Dați în cărți? Mă rog. 2, unu, zero. Răsuci hotărâtă primul buton. Un băzăit ușor zgârie grafic, accidentat liniștea de săvârșită din încăpere. Imagini neclare tulburară câteva clipe ecranul, apoi se limpeziră. Minerva și Cristescu aveau să-și mărturisească ulterior că în viața lor nu se simțiseră mai stupefiați. Dintre cărți îi privea chipul senin al Melaniei Lupu. Ar fi luat-o la goană, dar simțea că nu țin picioarele. Mai mult, avea impresia că e înșurubată în dușumele. Finoți în fire, draga mea, te conjur să faci un efort. Este o situație aparte, desigur, dar tocmai de aceea trebuie să apelezi la toate resursele tale. În primul rând, dă frumos bună ziua. Politețea obligă la o comportare binevoitoare din partea celuilalt, indiferent ce hram poartă. Cel puțin așa se întâmplă aici și nu văd de ce dincolo ar funcționa alte norme. Bineînțeles, Melania nu credea la modul concret în Stafi răposați care se plimbă pe calea victoriei și au un profiterol la Atene Palace sau scheletele care își zornăie oasele în miez de zi, ori de noapte prin imobilele capitalei. Fiind însă o fantastă a existenței, căutând toată viața și găsindu-le situații bizare, având structura și imaginația unei aventuriere, putea accepta în mod inconștient și nebulos unele aparențe de imponderabil. Scheletul se mișcă din nou și bătrâna, cuprinsă de frisoane, reuși să îngâne destul de limpede. Bună ziua! Ce mai faceți? Mă iertați, dar din pricina întunericului și a ochilor mei slabi, trebuie să știți că toată viața am suferit de miopie și de gâlci. Nu zbute să-mi dau seama dacă vorbesc cu un domn sau cu o doamnă. Nu știu nici eu. Ah! exclamă Melania, ce original! Scheletul avansa un pic. Demonii mă căznesc! Glasul era cavernos, imposibil de identificat ca sex. Dar Melania se hotărâ să abordeze genul masculin. Demonii? Credeam că locuii singur. Vor să mă jefuiască. Ne-au furat tot. Sângele. Întâi sângele, sângele și răsuflarea. Acum mi-au luat apa. Dar tezaurul nu-l vor găsi râse fioros. Nu, no, niciodată! Melania ciuli urechile. Care tezaur? O mogâl de pe neașteptate, oprindu-se la doi pași de bătrână. Al sarazinilor! Eu sunt depozitarul lor de 500 de ani! Melania rămase cu gura căscată. Avea în fața ochilor o făptură cu și chipul boțit de mumie. Scheletul rămăsese în colțul întunecat al încăperii, lepădat ca un strai de oase, își trecu degetele peste fruntea sudată și începu să râdă. Dumnezeule mare, cât poți fi de toantă, fetița mea! Soarele strecura printre jaluzele, ți-a jucat un renghi, pictând cu oase pieptul bietului bătrân. Nu mă crezi? Sunt aici!" S-au ascuns, dar eu îi simt. Privirea lor arde. Cine s-a ascuns? Se interesă Melania politicoasă. Leviatan, Mamona și Asmodeu. Ei sunt demonii cei mai temuți care pun stăpânire pe suflete. Îi știi, îi știi de bună seamă. Melania reflectă câteva clipe, apoi clătină hotărâtă din cap. Nu cred să fie avut ocazia să fac cunoștință cu dumnealor, dar nu aș avea nimic împotrivă dacă dumneavoastră mi-ați dat această posibilitate. S-au ascuns! Mămâia jorotea privirea albă, un albastru atât de palid încât ochiul părea lipsit de iris, cu o repeziciune mecanică surprinzătoare. Cântărindu-i făptura firavă, înveșmântată într-o tunică lungă, neagră, amintind halatele chinezești, Mâinile descărnate, figura spălată de trăsături, Melania se simți incapabilă să-i aprecieze vârsta: 60, poate 70 sau chiar 80 de ani, dar ultima cifră ar fi fost dezmințită de vioiciunea neobișnuită. Ce-ar fi să-i căutăm? propuse Melania pe un ton normal: să vedem unde-i fi pus cheile. Omul se apropie cu pași de maimuță și șopti sunt oștenii cei mai primejdioși ai lui Lucifer, demoni trofiei, zgârceniei, ai dragostei cu păcat, pârjolesc și nimicesc sufletele. Alături de dumneavoastră nu mi-e frică, surâse Melania. Ai dreptate, o apucă de rever, eu sunt dreapta mână, cu socoteală și cuget curat apropi de mine. Da, da, îl asigură bătrână. Vezi că nimenea nu te-a silit a venit la chipul meu. Melania suflă. Nimenea? Curățite-i de toată întinăciunea sufletului și a trupului, făcând sfințenie într-o frica mea? În fie ce zi, Doamne, făcu Melania gândind că-l flatează. Eu nu-s Dumnezeu, ci doar dreapta mână. De voiește a veni după mine? Leapădă-te de tine! Ia-ți crucea și urmează mie! Vă urmez! Bătrânul păru mulțumit de răspuns și o lău înainte, îndreptându-se spre scara interioară. După câțiva pași, se întoarse brusc. Dar trimite satana-i scoadă vicleană să te ispitească. Avea vei tărie să-l înfrunți, ori te vei prăbuși. Se întrerupse. Privirea fixă, dilatată, părea că arde, aprinsă de torțele revelației. Uite-l! Uite, demonul! Au venit!" Melania nu apucă să se răsucească, primi o lovitură în ceafă și se făcu întuneric. Chipul bătrânei dispăruse de pe ecran. Cristescu se uită la Minerva, a iurit. Unde o fi nebuna asta? Încercă să deslușească obiectele rămase în imagine. Nu se vedea mare lucru. Un bufet, o dormeză cu așternutul răvășit, în prim plan o masă de modată, rotundă pe un singur picior, în fund un soi de dulăpior, ceva mai scund. De unde vin imaginile? În mintea minervei gândurile se întretăiau învălmășite. Din imobilul maur, natural! Se adresă arhitectului care asista interzis la tot ce se petrecea. Ne puteți da o explicație în legătură cu această instalație? Vă dau cuvântul meu de onoare că sunt la fel de perplex ca și dumneavoastră. Poate mai perplex, dat fiindcă e locuința fiicei mele. Minerva îl privi scurt și clipi de câteva ori. Vă cred, de altfel nu mai are nicio importanță. Băieți, continuați perchiziția. Cristescule, telefonează-i colonelului Ionaș să trimită doi oameni de la tehnic. Trebuie să-mi descopere studioul TV de la domiciliul lui Față Galbenă. Scotociți pivnița, podul, uzina muzicală care ocupă peretele din living își strâmbă buzele pufnind pe nări. Eu mă duc să văd ce mai face draga noastră Melania. Te însoțesc, spuse majorul. Nu e cazul, Macri, Dobrescule. A trecut cam multișor de când am mai dat un singur nou. Străduiți-vă și demonstrații colegului nostru de la miliție că ați învățat ceva carte. Era conștient că greșește, dar nu putea proceda altfel. Toată viața fusese la fel. Odată angajat pe un drum, era incapabil să-l abandoneze înainte de a fi ajuns la un capăt, înainte de a epuiza întreg peisajul. Nu uitase niciodată cuvintele pe care Iris, englezoica diafană cu păr și ochi de foc, îi le spusese în ziua despărțirii lor. Grig, în materie de greșeli fatale, e de ajuns una singură pentru fiecare individ. Nu mai există loc pentru altele. Tu vezi zidul și totuși intri cu capul în el. Nu e o dovadă de inteligență. Tu parcă ești altfel?" Iris zâmbise cu impertinența care o caracteriza. Faptul că eu am același defect nu îl scuză pe al tău. Când pătrunsese în imobilul Maur, conștient de risc, Grig nu avea în minte decât un singur gând. Nu pot pleca înainte de a dezlega misterul lui Schmidt. Iar misterul se află aici. M-ar obseda toată viața, m-aș simți de parcă toate comorile astecilor mi s-ar fi plimbat pe o tipsie pe sub nas, iar eu n-am întins nici măcar mâna. Faptul că găsise ușa deschisă, lăsată așa de melania, fără nicio intenție, prea emoționată, uitase pur și simplu să o închidă, i se păruse de bun augur o invitație, poftiți vă rog, din partea destinului să meargă până la capăt. Ca toți aventurierii, Grig era superstițios și își cultiva cu credință și obstinație fixațiile. Aruncă o privire spre bătrâna prăbușită. Nu avea să-și revină înainte de o oră. Hotărât, nu-i făcea plăcere să lovească o femeie, mai ales vârstnică, dar există situații când mănușile glase stau mai bine în scrinul din dormitor. Alături de ea zăcea o ființă ciudată cu chipul galben. Trupul era scuturat de convulsii, o spumă albă înflorea pe buzele subte. Datorită șocului, probabil, își zise Grig, nefericitul ieșise singur din competiție, speriat de demoni. Fusese ultimul cuvânt articulat. O criză de epilepsie, după toate aparențele, deși ciudat la vârsta asta. Grig ridică din umeri și încercă să se orienteze holul, sufrageria, salonul. Dar mai întâi trebuie să văd etajul. Locotenentul Moraru, în vesta portocalie a Portocalia, lucrătorilor de la ICAB, împigea o tulumbă pe care nu se grăbea să o umple. Își optimi nervei. Au intrat două persoane. O bătrână acum un sfert de ceas urmată de un tip care a găsit ușa deschisă. A rămas și acum așa. Am anunțat radio. Bine, bine îl întrerupse Minerva. Dispoziția rămâne în continuare valabilă. Oricine poate să intre nestingerit în imobil. Dacă intervine ceva special, maiorul Cristescu cu echipa sunt peste drum în vila Candian. Știu, moraru șovăi, arătă cu bărbia spre clădirea maură. V -v -v Vă duce singură? Părea sincer neliniștit și Minerva se simți impresionată își închipuise totdeauna că subalternii ei nu-i cele mai duioase sentimente. Zâmbi și îl trase ușor de lobul urechii, gestul de maximă tandrețe al lui Napoleon și pe care și-l însușise pentru împrejurări când simțea asemănător. Minerva n-a avut timp să se dezmeticească și să descifreze interiorul după binecunoscutul ei obicei. Prima imagine pe care o înregistră fu acelor două trupuri prăbușite în marele hol, apoi cea a unui bărbat văzut din spate, care urca treptele scării interioare. O stai pus pe greco-romane, mă duc să-i chem pe ceilalți. Dăduse să se întoarcă, dar nu mai a avut timp. Individul, ajuns la cotul scării, o opri. Un moment, stimată doamnă! Coborâ treptele, sărindu și se apropie amenințător. Minerval catalogă reflex. Un dur de operetă pus în circulație de Hollywood. Pe cine căutați? minerva îl cercetă lung, răspunse fără să se grăbească. Vă pun aceeași întrebare, chestia e cine răspunde primul. Cel în dezavantaj. În cazul de față, dumneavoastră. În plână i-a păruse un revolver mic cu amortizor. Minerva simți că se enervează. Respira tâng și începu să râdă. Auzi, bătrâne, abandonează jucăria aia, nu de altă dată. Trucurile ieftine mă indispun. Și pentru că ține apărat, am să spun pe cine caut. Pe dumneata și ca să câștigăm timp și să nu facem praf. Îți propun să mă urmezi fără gălăgie. Grig, continuând să se apropie, ricană. Îmi plac situațiile de umor, dar nu și ordinele. Minerva se dădu un pas înapoi. Un sfat amical, chiar dacă mă imobilizez pe mine ceea ce mă îndoiesc, tot nu scapi. Ești înconjurat din toate părțile. Cu atât mai mult sunt obligat să-mi încerc ultima șansă sări pe neașteptate asupra Minervei, pregătindu-se să cu crosa revolverului. Își simțim mâna prinsă în clește, apoi o lovitură puternică în bărbie. Căzun genunchi, scăpând arma. Minerva o expedie cu un șut rapid și o recuperă în următoarea secundă de lângă perete. Ciocolată, radios, gâfâia. asta e pentru percutul de-a cu două ceasuri. Dacă nu te-a învățat guvernanta cum să te porți, te învăț eu. Peze, veng și pe deasupra, fără maniere!" se întrerupse, amuțit de surpriză și rămase cu ochii cățărați pe scară, ținându-se de balustradă, în roche albă, fluidă, cobora treptele calmă și suplă, Liana Candian. Maiorul Cristescu nu mai avea răbdare. Evenimentele se precipitau și simțea că ar fi fost peste puterile lui să continue percheziția pe coridoarele preconizate de Minerva. Era o locuință spațioasă, cu opt încăperi locuibile și atenanse numeroase. Sasuri, holișoare, de barale, oficii, antreuri, pivniță și pod, toate bucșite de mobile și lucruri iar după șase ceasuri nu izbutiseră să parcurgă decât vestibulul, holul și, în principiu, biroul. În consecință, le-o legătura cu colonelul Ionaș și solicită un supliment de oameni. Ai procedat excelent, aprobă colonelul, și eu simt nevoia de tempo. Apropo, ai primit o scrisoare de la Melania, Lupu. Maiorul încercă o senzație de amețeală. Ce trăznaia mai inventat? Se interesă cu inima purice. Ce vrea? Dragul meu, nu obișnuiesc să deschid corespondența nimănui, nici măcar a fiului el mic. Vă rog eu. După câteva clipe, auzi râsul lui Ionaș. Ascultă, e interesant. În living, soții săvescu așteptau crispați ca în drogară. nu pot imagina ce-a făcut Dinu. Spuse Mioara, -mi dar ceva a făcut. Mă întreb doar în ce măsură i-a amestecat Liana. Arhitectul respira adânc. N-am idee, draga mea. Dar o vom afla în curând. Da, domnul, să nu fie prea grav. Liana nu putea comite ceva cu adevărat rău. Arhitectul îi zâmbi cu blândețe. Ești convinsă sau așa vrei să crezi? Îmi cunosc copilul. Așa ne închipuim toți. Nu ne cunoaștem nici măcar pe noi înșine. Minerva îl expedie pe Grig la minister sub stare de arest pe ciocolată cu mulțumiri acasă, apoi solicită, dată fiind starea ciudatului bătrân claustrat în casa maură, consultul unui medic. Melania Lupu își reveni singură, clipi nedumerită și surâse stângaci. Am impresia că am dormit puțin. Vă rog să mă scuzați. Știu cât este de nepoliticos, dar de la o anumită vârstă ți se întâmplă tot felul de accidente umilitoare. Ce ciudat!" remarcă frecându-și ceafa. Mă doare foarte rău capul și vă asigur că de obicei nu sufăr de cefalee." chiar că e ciudat, pufni Minerva. După părerea ei, bătrâna căzuse cândva în cap de la etajul 5 și supraviețuise. nu e așa? Se interesă Melania cu naturalețe. Mulțumiți, proniei cerești, că ați scăpat atât de ieftin. Ce n-ai v căutat în văgăuna asta? Melania îi îndreptă o privire încărcată de surpriză și dulce reproșuri, indignarea legitima omului cum se cade, căruia îi se reproșează un act de bună intenție. Dar credeam că ați înțeles. Domnul Maior Cristescu este cel mai bun prieten al meu și am considerat că aflându-se într-o situație dificilă, trebuie ajutat. Poate că mă veți considera îngânfată, dar cât mă vedeți de neputincioasă, mi s-a întâmplat nu o singură dată să fiu de folos semenilor mei. Nu mă îndoiesc, vom discuta despre toate acestea mai târziu. Se uită la ceas. Aștept o mașină din clipă în clipă, vă va conduce acasă, vă rog să rămâneți la dispoziția noastră. Melania surse cu grație. Nu-mi doresc nimic altceva în plus. De altfel, am fost totdeauna la dispoziția dumneavoastră. Vreau să completez și să mă iertați dacă vorbesc prea mult, că încercând să-i fiu de folos domnului Maior Cristescu, M-am gândit și la dumneavoastră că și mi-am dat seama chiar de la început că sunteți o persoană fermecătoare, o însușire neprețuită, căreia eu nu i-am rezistat niciodată. Minervei veni să râdă și poate abia acum înțelegea slăbiciunea lui Cristescu pentru bătrână, acel în fața ei mă simt cu mâinile legate, că piat și lipsi total de posibilități. Am să mă ocup de ea mai târziu," își îndreptă atenția spre Liana Candian, așezată pe un jilț rigid, cu spătar sculptat, aducând cu stranele bisericești, asista la evenimente indiferentă și rigidă. Pe chipul palid, complet nefardat, expresia era impenetrabilă. Parcă n-ar avea reacții, își zise Minerva. Îi admiră sângele rece, moștenit fără îndoială de la arhitect. O privi lung câteva clipe. De ce v-ați ascuns?" Sprâncenele fine ale lianei se ridicare imperceptibil Și Melania Lupu își zise că n-a văzut în viața ei Multe femei la fel de frumoase Armonia trăsăturilor și atmosfera pe care o emană sunt unice Cu o toșă de distinție în plus Îmi amintește de aventuriera aceea celebră Lilii de Jordiade Dacă nu mă înșel, draga mea a fost amanta mai multor capete încoronate. Regele Suediei, cel puțin nebunise de tot, intenționa să mi înscăuneze Augustă mama vikingilor. Recred că nu o poate vedea și mierciulică. Dar nu m-am ascuns deloc, declară Liana Candian liniștită. M-am refugiat doar ca să pot reflecta în liniște. Mă aflu în fața unei hotărâri importante și am considerat că aici este locul ideal, unde nu voi fi stingerită de nimeni și nimic. Persoană fizică, evenimente diurne, influențe inoportune. Cum ați pătruns în această locuință? Foarte simplu, încheia. Sunt amănunte asupra cărora vom reveni. Vreau o precizare. De ce v-ați refugiat tocmai aici și nu în altă parte? O cabană, un motel, o vilă la Snagov? V-ar fi oferit aceeași oază de liniște, aceleași condiții favorabile meditației? Liana răspunse fără umbră de șovăială. Aici aveam în plus posibilitatea să stau de vorbă, să scot ceea ce se poate scoate de la acest bătrân nefericit pe care am auzit că-l numiți față galbenă. Cine e? Se numește Schmidt. Capitolul 16 Minerva se uită la bătrână, urmărea atentă discuția și, din cauza concentrării zâmbetului, încremenise puțin strâmb pe buze. Evident, nu putea continua în prezența ei să asculte declarațiile Lianei și pentru moment își struni curiozitatea. De altfel, tehnicul trebuia să sosească din clipă în clipă. Un scrâșnet puternic de frâne venit de afară îi curma așteptarea. Majorul se simțea fericit ca un copil. Îi fusese tot timpul teamă că de data aceasta Melania a izbutit să se vâre în cea mai splendidă încurcătură din care n-ar mai fi scos nici măcar Dumnezeu Tatăl, indiferent de tirbușon sau tehnica folosită. În numele ei, cu jale în suflet, își luase adio de la partidele de conversație cu Mirciulică, de la inegalabilele ei budinci notând în Rom, de la serile cu belșug de ninsoare, croșetate în compania fetiței cu chibrituri și a scufiței roșii în locuința caldă cu aromă de vanilie și a fost odată căsuța de turtă dulce unde se consuma grog very strong, justificat de imaginare răceli, totul zvonind delicate arpegii de menuet. Îi vedea cu tremurat sfârșitul, o sândită și bolnavă pe un pat din infirmeria penitenciarului. Doamne, ce nebună fermecătoare!" Locotenentul Dobrescu întoarse capul. A spus ceva? Auzi? Dă o fugă până vizavi și anunță-ți șefa că am primit un răvaș de la Melania Lupu. Explicații suplimentare îi dau eu mai târziu. Deocamdată să caute un seif. Cifrul este 18201866." Se gândi la fața Minervei, în anumite momente avea impresia că e trasă concomitent de bărbie și creștet în direcții opuse și început din nou să râdă. Într-adevăr, chipul Minervei se lungi. I se părea straniu că Melania, urmând raționamente personale pe care deocamdată le ignora, ajunsese la aceeași concluzie cu ea. Comoara, indiferent că era vorba de documente prețioase, aur sau valută, ce altceva se străduiesc unii oameni să ascundă cu strășnicie, iar alții se dau peste cap să descopere și recupereze, se afla depozitată într-un seif. La început, comentase în biroul colonelului Ionaș, m-am lăsat și eu copleșită de dispariția statuii. Faptul în sine era atât de neobișnuit, de caragios, de absurd, încă pur și simplu mă buimăcea. Din cauza asta strivită de aberant, nu m-am putut debarasa câteva zile de obsesia bolovanilor subtilizați. Și acum? Acum am certitudinea că statuia a constituit doar un, hai să-i zicem, reper. Ageamiu sau ageamii, nu știu încă, au crezut că bustul orsoclu depozitează materialul râvnit. Pe scurt, Minerva, care-i rostul statuii în balamucul ăsta? Răspunsul explodase. Purtătoare de cifru. N-am auzit în viața mea asemenea iureală nici eu. Da, m-am convins că în materie de sminteală, fantezia se dovedește inepuizabilă. În materie de original, statisticile înregistrează legiuni. Sunt încă multe elemente care îmi scabă, nu dispun de toate verigile, dar am certitudinea că anul nașterii și al decesului lui Concescu, înscrise pe soclu, reprezintă numerele unui cifru secret. Eu -aș o cercetase, ironic. Adică le-a sculptat pe burta lui Concescu ca să nu le uite. Hai să fim serioși! Nu cunosc condițiile în care a fost concepută toată povestea asta. Gândiți-vă, de exemplu, la cineva care urma să părăsească țara și nu putea să încredințeze nimănui secretul. Ori era silit și abandoneze pentru un timp nedeterminat bunurile. Nu mă convingi. Unde-i seiful respectiv? La urma urmei, chem un lăcătuș sau oricare profesionist și-mi aruncă broasca în aer, îmi pasă de cifru ca de ziua de alaltăieri. V-am spus că încă nu dispun de toate datele. Aveți, vă rog, răbdare și acordați-mi un răgaz. Eu ți-l acord, draga mea, dar am impresia că, de data asta, imaginația ta, oarecum, în aripată, începe să aducă zbor de cocor." Nu este asta defectul meu cel mai mare?" surâse minerva modestă. Bine, chestia urmează să fie lămurită, Da. cum ai ajuns la concluzia că datele lui Conțescu ar camufla un cifru?" Studiind anumite documente de la Academie, vroiam să văd statuia așa cum arătase în realitate și nu decapitată." Din datele înscrise pe soclu rezulta că doctorul Conțescu a trăit 46 de ani. A murit de tânăr, chiar în concepția sfârșitului de veac. Or, capul statuii, iconografia respectivului volum de istoria Bucureștiului, este excepțională. Aparținea unui om vârstnic sărit de de 70 de ani. Intrigată, am cercetat-o istoria medicinii și m-am convins că am dreptate. Bătrânul vrea ce-a închis ochii octogenar. Pe buzele Minervei ca un zâmbet. Sunt realmente curioasă să aflu ce itinerar logica a străbătut drăgălașa noastră prietenă Melania pentru a ne întâlni amândouă la aceeași încrucișare de ulițe. Hmm, rămâne să ne dăm doar mâna și să ne îmbrățișăm de bun găsit. Gândurile îi se întoarseră la Liana Candian, la fel de stăpână pe sine, prinsese o țigare pe care o consuma fără nervozitate, lăsând să treacă mult timp între un fum și altul, părea cumva visătoare să revenim asupra unor elemente din relatarea dumneavoastră neelucidate. Mi-a spus că urma să luați o hotărâre importantă. Are vreo legătură cu doctorul Candian? Da. Intenționez să mă despart de el și înaintea pasului decisiv. Doream să mai cântăresc încă o dată lucrurile. Sunteți informată că a suferit un grav accident de mașină? Liana tresări. Dinu? Nu, n-am știut. Trăiește? Da. Situația însă rămâne critică. Pentru moment, medicii nu avansează pronosticuri optimiste. Liana și-a trecut palma peste obrajii palizi. Doamne Dumnezeule, cum s-a întâmplat? Exces de viteză, pe ploaie, la o curbă nefericită pe șoseaua București în Agov. Femeia părea sincer consternată. Îngrozitor, ce pot să fac? Deocamdată nimic e la spitalul de urgență și vă asigur că se bucură de cea mai competentă asistență. De ce vroia să divorțați? Liana își mușcă buzele descumpenită, devenise dintr-o dată șovăielnică și Minerva o simți năpădită de vagi scrupule, poate remușcări. Am considerat fair play, explică Minerva, ca înainte de a-mi vorbi despre relațiile dumneavoastră conjugale, să vă aduc la cunoștința accidentului doctorului Candian. Sper că sinceritatea mea nu va afecta pe dumneavoastră. Da, sigur că da. O clipă să mă adun. M-ați întrebat de divorț răsufla adânc și început să vorbească pe o voce scăzută. Sunt câțiva ani de când mi-am dat seama că noi doi am comis o greșeală căsătorindu-ne. Cred că niciunul nu e vinovat. Eu eram prea tânără și am confundat o stare de exaltare generată de orgoliu. Un bărbat ca dinu, matur și seducător, profesionist de talie și rafinat, îmi dă importanță mie o mucoasă cu dragostea. Iar el căzuse în eterna capcană care îi pândește pe oamenii de vârstă mijlocie. Pasiunea pentru un partener cu decenii mai tânăr. Facem parte din două generații distincte. Unele cupluri nu simt, ca de exemplu părinții mei. La noi însă barierele spirituale, diferența de mentalitate, de gândire, de preocupări s-au dovedit ne neînfrânt. În cinci ani nu s-au creat alianți, punți de comunicare, niciun fel de afinități, cu excepția băiețelului. Dar nu-i de ajuns, pentru mine, în orice caz nu. Mă veți socoti, poate, superficială și egoistă. Dar nu cred că existența unui copil impune și justifică nefericirea părinților. Ba, mai mult, un climat de neînțelegere este departe de a asigura o evoluție satisfăcătoare. În principiu, fu de acord Minerva, aveți dreptate. Și acum deslușiți-mi, vă rog, misterul statuii. Ce căutați dumneavoastră și doctorul Candian în această poveste? Liana își părul întinzându-l peste creștet. Este o poveste mai lungă, destul de întortocheată, și care prezintă, și pentru mine, încă multe lacune. De aceea, după cum v-am mai spus, am venit aici, sperând ca prin Schmidt să clarific unele probleme. Trebuie să precizez că destul de curând după căsătorie am constatat unele fenomene ciudate. În primul rând, starea de spirit a lui Dinu, inegală, cu dis indispoziții nemotivate părea în permanență apăsat de o grijă. Îmi dădea impresia că trepidează ca în așteptarea unui telefon urgent. Bref, că mi-ascunde ceva. Mai era un aspect. Am fost un copil favorizat de soartă în casa părinților mei, s-a trăit totdeauna cu larghețe și totuși îmi dădeam seama că dinu dispune și cheltuiește mult mai mult decât o justifică venitul oficial. În special în ultima vreme. Medicii, începu Minerva, Bănuiam că vă veți gândi la aspectul acesta, dar știam, știu categoric, că din nu solicita și nu accepta niciodată bani sau cadouri de la pacienți. Vă pot confirma oricare din bolnavii lui, colegi, întregul personal. În această privință era chiar absurd de pedant, până și florile primite le lăsa la spital. Nu vreau să fiu ingrată, însă cadourile princiare pe care mi le făceam îngrijorau. Am început să devin mai atentă. Am avut astfel prilejul să constat că întreține un soi de relații clandestine cu imobilul de vis-a-vis, -vis, în aparență nelocuit. Uneori pleca în plină noapte pretextând migrene și, deci, mă duc să iau puțin aer în parc. Alteori, da, poate că mă înșel. Mi s-a părut că înregistrez schimburi de semnale luminoase. Verificându-i portcliful, am descoperit existența unei chei străine fără adresă la noi în casă. N-a fost complicat să-mi fac o dublură. Un moment, o întrerupse Minerva, până ajunge la soluții și acte concrete. N-ați încercat să discutați cu soțul dumneavoastră? Nu i-ați cerut niciun fel de lămurire? Fără rezultat, cu răspunsuri la motiv. Ți se năzare, iubito, ai o imaginație romantică. Mă, să că ia să fiu socotită la nesfârșit drept o păpușică prostuță. Și am decis să fac investigații pe propriu. Așa l-am cunoscut, mai bine zis, descoperit acum trei ani pe Schmidt. Cine-i și, în general, ce se întâmplă cu această casă? Vă pot oferi doar date aproximative. Omul este categoric bolnav mental, un maniac cu obsesii mistice, în sfârșit nu pot pune eu diagnosticul. Păstrează însă unele coridoare de luciditate și chiar din divagațiile lui cele mai aberante se desprinde câte ceva. Poate că în urma unui tratament adecvat s-ar putea obține mai mult. Din câte am înțeles, înainte sau în timpul războiului a avut legături cu ambasada germană de la București. După 23 august, în debandada retragerii, nemții i-au dat în păstrare ceea ce el numește tezaurul sarazinilor. Da, făcu Minerva. Aceasta ar putea constitui o denumire simbolică pentru un obiect sau mai multe, indiferent de natura lor, socotite foarte pre prețioase. În viziunea tulbura unei minți bolnave, asociația nu este surprinzătoare. Am auzit și eu legenda tezaurului fantomă. S-ar găsi în Pirinei, unde a fost ascuns acum 4 de ani, păzi cu strășnicie de duhuri, ale naibii de viclene și puse la punct cu tehnica cea mai modernă. Tezaurul pretind specialiștii se referă însă la comori de ordin spiritual. În fine, vă rog să continuați. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu Schmidt după terminarea războiului. Am înțeles doar că valorosul depozit a rămas aici, iar el a părăsit Bucureștiul. Un timp a fost paracliser la o biserică din Alba Iulia, iar acum patru ani s-a întors pentru a-și apăra comoara de lăcomia demonilor. Așa presupun că a aflat nu de existența comorii, căci Schmidt, debarcat în capitală, a sunat la ușa noastră. Doamne sfinte!" își zise Minerva. Ce poveste abracadabrantă!" De ce la ușa dumneavoastră?" Liana zâmbi. Probabil că relatarea mea vi se pare de domeniul fanteziei, dar e pură realitate. Mi s-a adresat nouă pentru că aici depozitase el cu 40 de ani în urmă tezaurul. Bine, fu de acord Minerva. Admitem că așa stau lucrurile. Nu înțeleg însă altceva. Cum doctorul Candian, dându-și seama, și nu trebuie să fii medic pentru asta, că are de-a face cu un alienat mental, i-a luat afirmațiile în serios. În primul rând, acum patru ani, Schmidt, exceptând haosul de idei mistice care îl stăpâneau, o putere supranaturală la un de al tezaurului, avea încă o gândire și o logică relativ normale. Boala a evoluat vertiginos pe parcurs. În discuția cu Dinu, am dedus-o ulterior și a manifestat intenția de a alerta autoritățile pentru a-i acorda sprijin în lupta cu demonii. Tot nu înțeleg, exclamă Minerva, cât credit putea să acorde doctorul Candian unui asemenea nefericit și în ce măsură îl afecta că tipul se duce să dea bună ziua la miliție sau la hingheri? Fraților, am venit să păzesc omoara sarazinilor sau a al lui Alibaba. Ar fi avut aceeași rezonanță. Lucrurile nu stau chiar așa, suruse Liana aprinzând o nouă țigare. Am omis să vă spun că în vila noastră se afla prin anii 40-42 sediul unei societăți de import-export. Spre sfârșitul războiului a devenit reședința personală a unui atașat militar străin care locuia aici cu familia. Tatăl lui Dinu era valetul lor. Acesta a surprins unele mișcări și chiar frânturi de discuție privind o valiză sau ceva pe gen conținând mari valori. Nu întâmplător a făcut eforturi considerabile pentru a păstra locuința. Inițial, la comun cu două sau trei familii, izbutind în final să rămână singur cu Nevasta și copilul. Când Schmidt a venit să-și reclame valorile, Dinu a dobândit convingerea că amintirile tatălui său nu erau basme și că el va reuși să dea de urma bunurilor respective. De unde știți aceste amănunte? Nu odată, înainte de apariția lui Schmidt, Dinu mi-a povestit, râzând pe atunci ca de o naivitate a bătrânului Candian, că s-ar putea să dormim pe o comoară fără să avem habar. Da, și acum dezvăluiți-mi a doua enigmă, a cui este practic casa aceasta? Ca proprietar, în cartea funciară figurează soții Stanciu. Așa și este, surâse Liana. Există însă și aici un istoric. Casa a aparținut unui cuplu de bătrâni. Pot spune foarte bătrâni că își trecuseră amândoi de 90 de ani. La moartea lor, moștenitorii au scos imobilul în vânzare, înstrăinând totul, cum se spune, pe picior. Cum adică? Adică cu mobilă lucruri, cu tot ce vedeți. Aha, înțelese Minerva. Iată deci explicația relicvelor din casă. Cumpărătorii, o familie de artiști de circ, n-au apucat nici să dea cu mătura și Dinu i-a convins să-i cedeze imobilul. Achiziția s-a făcut printr-un simplu act sub semnătură privată, iar intabularea nu s-a efectuat. De aceea, oficial, proprietari rămân soții Stanciu. În ce scop a cumpărat-o? pentru a o putea scotoci în voie tot, bătrânul Candian își mărturisea credința că dacă valorile în cauză nu se află în vila noastră, atunci cu siguranță ele sunt depozitate în clădirea de peste drum, adică această casă. În zilele zbuciumatele sfârșitului de război, înregistrase un trafic susținut ce se vroia secret între cele două imobile pe Schmidt l-a cazat în hardugie, asta în primul rând ca să-l aibă sub ochi. I-a băgat în cap că aici dispune de toate condițiile în formulă optimă pentru a-și păzite tezaurul de lăcomia demonilor. Aha, probabil de aceea și-a instalat și monitorul din bibliotecă. Liana râse. L-ați găsit? Eu l-am descoperit destul de târziu și cu tot întâmplător. Într-adevăr, televizorul îi dădea posibilitatea să-l supravegheze tot timpul pe Schmidt. De unde a făcut rost de camere? Erau trei și toate fuseseră instalate din motive cunoscute doar de Candian în încăperile de la etaj. Ofițerii de la tehnic le descoperiseră în câteva minute. După toate aparențele, Candian nu făcuse eforturi deosebite ca să le camufleze. Le-a cumpărat acum trei ani la mare de la niște străini. O achiziție mai puțin obișnuită. Nu v-a surprins? Liana a ridică din numeri. Mi-a motivat că cea mai bună investiție o constituie obiectele tehnice de ultimă oră, videocasetofon, televizor în culori, aparate de filmat, sintetizator. Minerva își prinse în palme tâmplele fierbinți. Istoria îi se părea halucinantă, depășind cu mult până și limitele neobișnuitului. Te azvârlea în pur adânc fantastic. A trăit cinci ani cu doctorul Candian. Sunteți, desigur, foarte tânără, dar nu vă lipsește discernământul și nici capacitatea de analiză. Cum vă explicați toate exhibițiile soțului dumneavoastră, riscurile asumate, toată această gimnastică și consum de energie, adevărat slalom între pilonii unei existențe corecte și ilegal, practic, își complicase îngrozitor viața. De ce? Intenționa să părăsească țara? Niciodată. Atunci ce urmărea să devină nababul României? N-aș putea să vă spun. Este un om de o generozitate fără egal și a dovedit-o în toate împrejurările, Bineînțeles, eu sunt principala beneficiară, dar față de prieteni și chiar de străini, a fost de o culantă pe care unii o tratau drept din sau poză. Cunosc situații când a dărui sume considerabile pacienților pe care îi știa nevoie. Pachetele de sărbători costisitoare cu daruri și alimente socotite, trufandale, expediate unor familii mai nevoiașe, era un fapt obișnuit devenise sistem. Vanitate? Grandomanie? Uite ce boier sunt eu? Nu, no. dădu din capliana în niciun caz. De pildă, destinatarii coletelor n-au cunoscut niciodată identitatea reală a expeditorului. Dinu completa rubrica respectivă cu nume fictive și dând o adresă la fel de fantezistă. Atunci... Presupun că exista în el, în afară de o dorință de acumulare patologică, să aibă mult imens ca să poată cheltui la fel, o sete ieșită din comun de libertate, de independență. Nu cred că v-am înțeles. Citam mereu un scritor străin, nu mi amintesc numele. Merită să ai bani, fie și numai pentru plăcerea de a putea trimite la dracu pe cine ai chef și când ai chef. Colosală chestie, gândi Minerva uluită. Să fac tumbe și astenie, să-mi bat capul cu un studio de televiziune personal și să supraveghez itinerarul în zigzag al unui șoarece țicnit prizonier într-o cușcă sepulcrală numai ca să-l pot băga în paștele măsii pe Popescu de la financiar sau pe Ioneasca de la contabilitate, că nu-mi place pălăria ei, mi se pare fenomenal. Hotărât tumbele amintite, înregistrate de mintea omenească, rostogolirile în absurd oferite de natura umană sunt inepuizabile. Da, e un punct de vedere. Spuneți-mi, vă rog, ce știți despre statuia din parc. Nimic. Atâta doar că Dinu, constatându-i dispariția, a avut un șoc. În zilele ce au urmat, cu toate că încerca să se stăpânească, starea de neliniște, nervozitate, agitația deveniseră acute și evidente pentru oricine. Exista vreo îndoială o legătură între comoară și statuie, dar eu nu o cunosc. Începuse să dea semne de neliniște, respira precipitat și Minerva îi zâmbi scuzându-se. Îmi pare rău că v-am obosit. Nu, nu-i vorba de asta, aș vrea să mă duc la spital să-l văd pe dinu. Mai am o singură întrebare. Doamna să vezi cum i-a relatat când în două rânduri, dormind la dumneavoastră, a sesizat existența unui străin în casă. Nu s-a înșelat. Era Schmidt. Cum putea să intre? Dinu lăsa ușa de serviciu deschisă. Schmidt rămăsese cu fixația acestei locuințe, în capul lui Tezaurul, hipnotizat de demon, circula dintr-o clădire în alta, iar Dinu îl menaja. Când era contrariat, Schmidt făcea crize periculoase odată a încercat să dea foc clădirii. Șansa a fost că Dinu se afla în fața monitorului. În general, mai ales în nopțile când făcea de gardă, îl îndopa cu doze masive de barbiturice. În perioada în care a lipsit, inginerul Dumitriu, aflându-se singur în casă, a fost anesteziat cu un spray de o persoană necunoscută și scos din circulație pentru câteva ore. Cine a fost agresorul? Cred că Schmidt, deoarece cunosc spray-ul, se afla sus în dormitor. A rămas de la familia Stanciu, dresor de fiare sălbatice. Este un preparat foarte puternic cu efect instantaneu și se folosește în cazuri extreme. Nu intra în arenă fără el și povesteau diverse cazuri când acest barbituric le-a salvat viața lor și altor colegi de braslă. Auzind scârțâitul și Minerva întoarse capul. Cei i cocriș? Locotenentul zâmbi încântat. Am descoperit seiful tovarășe maior. E în pivniță camuflat într-o răsuflătoare. Ochii minervei străluciră. Serios? Bravo, băieți! Vă mulțumesc, se adresă Lianei. Sunteți liberă? Bineînțeles, vom mai discuta. În clipa următoare zbura pe treptele care duceau în subsol. Capitolul 17 Grilajul metalic al răsuflătorii, dat la o parte, lăsa să se vadă seiful un cub verde cu emblema aurie a firmei Wertheim. Discul se afla de desubt, orientat cumva spre dreapta. Minerva, cu degetele fremătând de nerăbdare, formă telefonul 18201866. Cocriș și Moraru o urmăreau fascinați cu sufletul la gură. În sfârșit se auzi de clicul și Minerva trase de mâner. Gol! Suflă Cocriș. Minerva surâse. Puteam să jur. Telefonul sună lung. Ce tril prelungit, se miră capitanul Macri. Cristescu scoase capul pe ușa sufrageriei și se adresă arhitectului. Răspundeți, vă rog. Să vezi ridică receptorul și după câteva clipe îl întinse. E pentru dumneavoastră. Vocea Minervei bubui ca totdeauna, făcându-l să-și simtă timpanele. Vorbea foarte tare și asta tot din dăscăliei se trăgea. Avea impresia că dacă ridică glasul, elevii înțeleg mai bine, după cum vienezii și închipuie că dacă îți repetă de cinci ori aceeași frază, începi să pricepi nemțește. Tu ești Cristescule?" Da, eu. De unde vorbești?" De la minister." Ce cauți acolo?" Se interesă maiorul contrariat. Serviciu! Știi că îmi place? Ascultă! Cloșca cu pui de aur și schimbat cartea de imobil." Cristescu replică, iritat. Slăbește-mă cu șaradele, nu mă cheamă Dobrescu, ce vrei să spui? Vezi că Dobrescu ar fi înțeles? În loc să încurajez elementele tinere. Minerva am treabă. Eu pigulesc la macrameul nașei, uite care-i chestia. Am găsit seiful, dar l-a dezvirginat al cineva înainte. Recte, candian. Marfa se găsește certamente în perimetru unde joștu tu șotron acum. Continuați percheziția conștiincios și cu elan. Mergeți la milimetru. Am auzit că ai solicitat forțe noi. Ai ceva împotrivă? Mă gândeam să mobilizez și pompierii. Succes! Vezi că notele mele sunt de la 1 la 10. Eu când am de-a face cu zeițe suprainteligente și mai ales spirituale, nu s-ar de trei. Minerva chicoti. Ai o inimă să tai geamuri cu ea, fii atent. În maximum o oră sunt la voi. Te așteptăm cu flori în gară. Grig era un bărbat lucid care știa să piardă o femeie, trenul, Sume cochete, 50 de mii de dolari într-o singură noapte la ruletă, la cazinoul din frisco sau când îi permitea bugetul, timpul. Niciodată însă o șansă. Sentimentul pe care îl încerca acum în biroul rece și impersonal, ca toate birourile polițienești din lume și văzuse câteva ceva, aflat în fața unui anchetator femeie, era de o ciudată liniște sufletească. Am încercat, am ratat, dar cel puțin n-am săcar până la sfârșitul zilelor mele o valiză de obsesii și regrete. Uite, azi m-ar fi putut chema Greg von Rothschild sau Van der Gold sau, mă rog, sunt vreo sută de uriași din ăștia. Da, am fost imbecil și am rămas doar Leopold Liftier la Star Palace. Până a fi chemat la interogatoriu, își făcuse un calcul sumar. În fond, n-am făcut mare lucru. Am subtilizat și deteriorat o statuie care nu-i semnată Rodin și nici Michelangelo și am scos temporar din circulație o bătrână și un zăpăcit tuciuriu care seamănă cu un de șocolată. Nimeni și nicăieri nu i-a loc în scaunul electric pentru așa ceva. Se decise în consecință să joace cu cărțile pe față, hotărâre care deveni fermă din clipa în care dădu cu ochii de Minerva. Îi fusese de ajuns o singură privire ca să-și dea seama cu ce fel de femeie are de-a face genul imposibil pe care prezența lui Alendelon sau a unui urangutan sașiu o impresionează la fel de mult. Nu o răpui cu un surâs și dacă te aplești să-ți leși și returile, nu țipă -ți grațios, ah, închipuindu-și că vrei să-i umbli sub fustă. Minerva, la rândul ei, îl catalogase exact. Un aventurier, dar nu caid, fost cândva rupe inim, păstrând azi doar resturi onorabile. Îl asculta cu răbdare, abținându-se de la întreruperi și făcându-și din când în când scurte notații. În general, amănuntele relatării corespundeau cu datele pe care le deținea. Vila din Alea Concescu, locuită în timpul războiului de un atașat militar, vizitele lui Schmidt, ciudatele legături cu imobilul Maur, valiza cu valori, statuia. Ce v-a determinat să vă adresați șantajându-l doctorului Candian?" a fost o chestiune de inspirație. Epuizase în pista statuie, trebuia să-mi închipui că nu voi găsi nimic într-un bloc de piatră așezat în mijlocul unui parc, dar de undeva eram obligat să încep și m-am gândit simplă încercare să mă adresez actualului locatar al vilei. Am făcut-o cu aplomb, ca plecând de la certitudinea că el este actualul deținător al depozitului Schmidt. Șantaj, deci, grig surâse. Dacă vă plac termenii direcți, candian fără stofă, s-a speriat și marșa ca un copil, era de acord să plătească din gros, chiar, dar vroia să fie asigurat că nu-l voi mai deranja niciodată, că nu va mai auzi de mine în viața lui, că șantajul nu face pui. Când a avut accidentul de mașină, urma să ne întâlnim la Snagov pentru a discuta condițiile. Cunoașteți componența materialului? În principiu, da, de la al. Documentele astea aș fi renunțat, deși știu că dacă sunt într-adevăr valoroase, se plătesc foarte bine. Da, nu mă interesează să am de-a face cu Intelligence Service-ul CIA sau alte organisme omoloage. Aur, valută, complicii dumneavoastră, de ce râdeți? Grig își duse mâna la buzunar. Îmi permite să fumez? Vă mulțumesc. Complici! Emilia și Bădescu, mai cunosc suficient de bine românește pentru a-i califica exact. Doi mici pe care merită eventual să-i trageți de urechi. Bă, de cum ajută să ridic statuia. Iar Emilia practica dacă câteva telefone și am deplinit oficii de poștași, transmitându mi mesajele lui Candian și viceversa. Tras linie și adunat două inconștienți. Sunt de acord cu tine, boi, gândi Minerva, dar în funcție de consecințe și când nu mai ai 12 ani, asta se plătește. Câte întrevedere ați avut cu Candian? Una singură la spital. Probabil ați fost informată că l-am vizitat. Da, ce nădăjduiați? Mersesem prea departe ca să nu fac o ultimă tentativă. Știam că e într-o stare gravă și eu și Emilia sunam regulat spitalul. Dar că înregistrează și momente de luciditate. L-am găsit într-adevăr conștient. Eram singuri în camera de reanimare când m-a văzut a ghicit imediat cine sunt. Nici n-a mai trebuit să mă recomand, a fost teamă să nu lucid. Abia sufla, seif, peivniță, la numărul nou, vis-a-vis. -vis. Minerva surâse. Un generos, într-adevăr, candian golise pușculița și l-a trimis pe ăsta să admire cum își concepea firma Varta în produsele acum 50 de ani. Știam, continuă Grig, despre ce imobil este vorba, nu trebuia mai mult. I-am urat din inimă sănătate și m-am eclipsat rapid. Când am ieșit din spital, m-a costat uciuriu, vreau să zic tipul, acheș care m-a molestat, întrerupând interesantă discuția întamată cu dumneavoastră. Cunosc incidentul de la spital. Grig râse cuceritor. Sunt ferm hotărât să nu vă ascund nimic. Din ceea ce știu eu și știu deja. Cum ați pătruns în imobilul Maur? Am găsit ușa deschisă. De fapt, acesta a fost adevărata mea săritură în apă legat la ochi. Dăduse mereu târcoale respectivei clădiri și bănuiam că e supravegheată. Dar mă simțeam prea aproape de țel, prea zumzăia în urex, aurului și foșnetul bagnotelor pentru a nu merge până la capăt. Și ați ajuns, vă asigur. Grig îi a obrazul. Vreți să spuneți că biroul acesta constituie din toate punctele de vedere o stație terminus? Minerva închise dosarul. Mi-e teamă că da, preciză, pentru oameni ca dumneavoastră. Minerva sosiv al vârtej la vila Candian și arhitectul Săvescu a avut ciudata senzație că în casa a pătruns dintr-o dată viforul. Fiți liniștit, îi aruncă din mers Minerva, Fica dumneavoastră e bine sănătoasă, în momentul de față se află la spital. Nu, nu vă speria, s-a dus să-l vadă pe doctorul Candian. Mioara Săvescu scoase un țipăt mic, apoi și acoperi obrazul cu palmele, izbucnind în plus. Descărcare nervoasă, zâmbi Minerva. Oricum, până acum s-a stăpânit. Bravo ei! Ar fi vrut să-i spună câteva cuvinte calde, dar îl văzu pe arhitect trepezindu-se spre nevastă sa și își zise că în orice caz o să o facă mai bine decât ea dădu buzna prin toate încăperile, ne economisindu-și încurajările în stil personal. Ce faci, Dobrescule? N-ai de gând să-ți îndrepți dronta? Te uiți la mine, Macri? Las că ai timp la minister. Aici erai morarule și tu, vintilă. Tot batalionul va să zic că-i ajutați pe ăștia să ofteze. Ce mai faci, Cristescule? Unde ți-e bicornul? Care e bicorn? Ai vă că te uiți cu binoclu și dai dispoziții din vârful colinei ca Napoleon. Majorul o măsură, curios. Tu ai băut minerva? Fii atent, Cristescule, când vorbești cu superiorii!" Dezarmat, maiorul început să râdă. Al dracului să fiu dacă tu ești în toate mințile. Și eu în locul băieților răstora. Repede!" îl întrerupse Minerva. Șase ori nouă! de sticleți care zumză tot sub breton. Puteam să pariez că nu știi tabla mulțirii. E? Ați găsit comoara? Ne, te-am așteptat pe tine." Dintr-o dată, Minerva rămase cu gura căscată, era țeapănă, ochii străluceau focuri bengale, iar expresia extrem de convingătoare reprezenta o capodoperă a genului Mi-a căzut o cărămidă în cap. Cristescu o cercetă îngrijorat. Ți-e rău? Am zis eu că nu ia bună. Ba, ai zis sticleți. Sticleți, nu? Majorul răspunse circumspect. Da, și... toi fi formalizând, poate. În următoarea clipă, Minerva îi sări de gât. Ești genial, Cristescule! Asta era! Sticleții, sticleți, vrăbi, tot aia!" Îl sărută zgomotos pe amândoi obraji și începu să-l tragă de mânecă. Știam eu că tot ai ceva trafic în tărtăcuță. Am să mă ocup mai serios și de tine. Vino odată, vrei să te iau un brațe?" Majorul o urmă năuc. Săracă, ai surmenată! Normal, trage ca o disperată acasă în loc să o odihnească și mintește mintea. fakirism ce mai, cu tot felul de băzdăgânii de trigonometrie sau algebră, doarme două ceasuri șoia de la capăt. Se opri pe treptele casei. Soarele spre asfințit părea că se spânzura să încrângile castanilor din grădină. Trei trandafiri de un roșu adânc zvoneau aromă dulce și priveliște de tablou. Stai aici!" îl oprimi Minerva. Le speri Pe cine soro?" Vrăbile nu le vezi? Erau vreo opt-nouă păsărele adunate ciotcă la capătul alei asfaltate. Păreau că se joacă, ciocăneau zidul casei cu sărituri din ce în ce mai înalte. Da, făcu maiorul, și ce cu asta? De la prima mea vizită aici m-a izbit fenomenul. Ce naiba îmi spuneam, ciugulesc proastele astea în zid chel? E de răioc, nu iarbă sau alte zarzavaturi. Nu dăgeaba se zice minte de vrăbiuță. Te-așteaptă și eu n-am dat importanță. Și acum îi dai? Minerva nu-i răspunse. Se apropie de zid. Păsărelele se împrăștia răzburătăcind mult jos deasupra solului. Nu erau speriate cu adevărat și ciripitul lor vesel în grădina toropită de căldură. Minerva se aplecă și zgârie cu unghia o porțiune a zidului. Asta era! exclamă triumfătoarea arătându-i degetul lui Cristescu. Ce? Te încuială proaspătă, Totuși, se văzu silit să recunoască în sina lui Cristescu, o fi ceva cu exercițiile de perspicacitate ale samuraiului. Găselnița asta cu vrăbile e din familia șaradelor, admițând că pe un perete complet gol... Într-adevăr, înlăturând ea la proaspătă și câteva cărămizi, în interiorul unei nișe practicate în zid, Găsiseră celebrul tezaur al sarazinilor, introdus într-o veche cutie de mașină descris din piele, tip Remington valută, lire sterline și dolari, o pungă de piele cu pietre prețioase de o mărime care spurtau gândul spre celebrele juvaieruri ale incașilor, spoliate de spanioli, lingouri de platină, un dosar voluminos cu documente purtând semnăturile simandicoase ale celui de-al treilea Reich și un soi de scrisoare într-un plic galben iscălită Alan Amiran. Bineînțeles, conținutul Remington, cum aveau să fie denumite valorile găsite în rapoartele ulterioare, urma să fie studiat de către experții ministerului. Minerva și Cristescu însă nu se putuseră stăpânii să nu arunce o privire fugară. E amuzant, râse maiorul, dar până acum n-am avut în mână lire sterline. Închipuiește-ți că și eu îmi plătesc chiria în altă valută, să sperăm, adăugă Minerva, Că nu fac parte din fabrica lui Naujox, escrocul number one-a lui Hitler." Naujox?" făcu maiorul încruntându i sprâncenele. Parcă mi-amintește ceva. E tipul care a inițiat și condus operațiile de falsificare a valutei aliate la Spetshausen. Scoteau nemțișorii dolari și lire pe bandă rulantă de ziceai că se etichete de Coca-Cola." Capitanul Macri răsfoia documentele vechi, și frânt curios semnăturile. Unele nume îi erau familiare din vechile literaturi de război. Heydrich, Bormann, Keitel, Kaltenbrunner. Credeți că acestea mai pot prezenta astăzi o importanță reală? Nu mă refer la cea istorică, bineînțeles. Minerva dădu din cap evaziv. Dragul meu, nu sunt expert în materie, dar hârtiuțele s-ar putea să fie mai importante decât ne închipuim. De exemplu, după moartea lui Mussolini în vara lui 45, Churchill, făcând pe pictorul amator și păzit de o întreagă armată de militari, polițiști și agenți, a petrecut două sejururi pe malurile lacului Como, locul unde fusese împușca dictatorul. După cum se știe, valiza cu documente a ducelui arestat de partizan nu s-a găsit niciodată. Da, fu de acord Cristescu, e o chestiune, nu vezi că până în ziua de azi unele documente deținute de diverse servicii de informații încă n-au fost date publicității? Minerva apucă plicul galben. Gata, Cristescule, le-am demonstrat băieților ce cool suntem noi în cap acum. Hai să vedem ce vrea ăsta. Foaia de hârtie comercială, cum se spunea cândva, era datată 11 noiembrie 1946 și conține scris în limba engleză inventarul depozitului, precum și unele deslușiri și dispoziții în legătură cu acesta. Formulările succinte și prescurtările dovedeau presiunea și graba în care fuseseră redactate. Alan Amiran. Ce nume o fi ăsta, Cristescule? Alan e franțuzesc. Dar amănuntul nu-i concludent. Cunosc o grămadă de români pe care îi cheamă Robert sau Arthur, sau Oswald. Amiran însă nu-mi suna nimic. Minerva parcurgea rândurile așternute cu peste 40 de ani în urmă, mișcând ușor buzele. Fiți atenți, că aici e interesant pentru noi. Engleza mea nu-i faimoasă, dar voi o să mă pricepeți. Deci, aflându-mă în imposibilitatea de a transporta, mă rog, de a lua cu mine, valorile arătate mai sus le camuflez, ascund, într-o casă de bani Vartime care se află în a doua, nu cunosc termenul Fiol, dar e probabil vorba despre răsuflătoarea dreaptă din pivnița imobilului din strada Alea cu numărul 9. Precizez că cifrul este același cu numărul contului meu secret pe care îl dețin la Chemical Bank din New York, 18, 201, 866, aceleași cifre există. Nu. Figurează să zicem pe statuia doctorului Concescu din parcul de pe aceeași stradă. Am ales m-am fixat la această combinație de numere pentru ca în viitor tu fiule, în caz că eu nu voi recupera valorile sau murind subit, să poți recupera secretul cifrului dintr-un loc sigur. Today you are too young. În fine, azi ești prea tânăr ca să ți-l încredințez, iar scumpa ta mamă a dat prea multe dovezi de prodigalitate pentru a nu fi prudent. Despre existența statuii vei fi informat și etc., sfaturi părintești, indicații și binecuvântări. O să ne mai ocupăm noi de chestia asta. Un lucru e sigur, tipul era țicnit, iar tu, surâse Cristescu, te-ai înșelat? Eu? cum rămâne cu inadvertența dintre vârsta înscrisă pe soclu și capul mic al statui. Ca totdeauna când îi convenea ceva, Minerva strâmbă. E aici o chestie pe care tot o lămuresc eu. Hai, Cristescule, la treabă. Ce treabă? Raportul. Pardon, raportul ți-l redactezi, matale singură, că tot te dai în vânt după compuneri. Dosarul îți aparține. Eu am fost simplu consilier și sunt în concediu, așa că te salut din mers, frumoasa mea, și păstrează-mi o tandra mintire în inima ta. Tot în versuri va suna compunerea mea despre nesubordonarea ta. Facă-se voia ta, tu jur, ești invitata mea. Mara? Da, doctorul Manoliu își simțea inima bătând de emoție. Îi era teamă de vreo eventuală reacție neplăcută și debită dintr-o suflare. Draga mea, nu am de gând să te inoportunez. Îmi dau seama ce este în sufletul tău. Vroiam doar să știi că-ți sun mereu alături. Te rog, taci, n-am să te mai sun. Aștept mereu, totdeauna, cel mai mic semn din partea ta. Te iubesc. Mara puse receptorul în furcă. Te iubesc. Cât de străine sună uneori cele mai frumoase cuvinte. În odaie și în inima marei stăruia umbrele vineții ale înserării. Când îl văzu pe Cristescu intrând în birou, Minerva ridică ochii mirată. Parcă ziceai că ești în concediu. Chiar și sunt. Am venit doar să te văd. N-ai idee cât de tonic, cât de înviorător este pentru mine să-i văd pe alții muncind. Poți să iau loc? Cum te-o fi în nevastă ta? Cu lămâie. Arătă spre harababura de hârtii de pe birou. Mai ai mult? Destul. Mă ocupam tocmai de Vlădulescu. Ah! oftă maiorul. Ăla din dosarul de la Păunița. Exact, am ajuns la concluzia că a fost o pistă falsă. Trebuia însă verificată. Avea impresia că totuși există o legătură. Dragul meu, până și bunul Dumnezeu a greșit când a făcut întâi lumină și ei numai după aceea a inventat soarele. În ce privește pe Vlădulescu, m-au derutat inițial unele coincidențe și, mai ales, atitudinea lui. Tipul e categoric pervers. A simulat unele reacții ca să mă pună pe gânduri să-mi sugereze conexiuni inexistente. O întrerupse un ciocănit discret și își făcu apariția radioasă și înfloritoare Melania Lupu. Am fost atât de emoționată când am primit invitația dumneavoastră personală. Oh, iată-l și pe domnul Maior Cristescu, nici nu mă simt în stare să fac față atâtor surprize plăcute. Cristescu surâse larg și își zise că bătrâna arată strașnic. De pieul de șantung griperl cu accesorii, pantofi poșetă și tocă, de cădea turnat pe silueta suplă și își înviorase abia simțit obrajii și buzele cu o nuanță de roz. Chiar și Minerva, atât de indiferent în general, vizavi de performanțele vestimentare, își zise în sinea ei că-i o plăcere să o privești. Ce mai face domnul acela, Dolofan? Azimioară, aș fi fost încântată să-l văd!" mai ales că nu l-am mai întâlnit de la începutul acestei interesante întâmplări cu statuia. Apropo de început, interveni Minerva zâmbind, sunt grozav de curioasă să știu ce va determina să lua startul într-o afacere de care erați în fond complet străină. Melania clipi speriată. Sper că prezența mea nu v-a stingherit, căci eu detest să deranjez lumea. Minerva râse. Prietenul dumneavoastră, maiorul Cristescu, v-ar putea oferi mai multe detalii în privința asta. Bătrâna se uită la maior care dădu din cap. E în regulă. Și acum, respiră Minerva, deslu și ține și nouă scenariul, mai bine zis basmul cu unchiul de piatră. Oh, n-a fost deloc un basm, căci după cum cred că ați observat, n-au intervenit niciun fel de personaje supranaturale. Atunci, ce-a fost? Melania zâmbi candid. O simplă poveste. Domnul Maior știe că mă dau un vânt după povești. Este literatura mea preferată. Și m-am gândit, adică, de ce n-ai născoci și tu una, dragă Melania, de vreme ce nu faci nicio rău nimănui? Trebuie să vă mai spun că în ultima vreme începusem să ne plictisim. Eu și Mirciulică. Maiorul îi a zvârlit minervei o privire plină de miez. Ți-am zis eu? Și când am constatat că a dispărut capul statuii, cu ce prilej? O întrerupse Minerva. Prietena mea, Florans Miga, locuiește în apropiere, pe strada Crăiței, așa că pot afirma că eu îl cunosc pe doctorul Concescu de o grămadă de vreme. Văzând că peste noapte nu mai are cap, mi-am zis, Melanie, aici e o problemă detectivă. De când l-am cunoscut pe domnul Maior Cristescu, a început să mă pasioneze genul acesta de istorioare. Așa, rosticut tâlc Minerva. Și am chipzuit că ar fi frumos din partea mea să-i o mână de ajutor, mai ales că dumnealui obișnuiește mereu să susțină că eu am idei. Este o afirmație care m-a încurajat din toate punctele de vedere. Doar știți ce înseamnă să fii stimulat. Cristescu dădu din cap edificat. Bravo, Melania! Mă vâri acum în gura băieților că, din cauza mea, ai figura ca star absolută în patru dosare. Bineînțeles, fu de acord Minerva. Maiorul Cristescu s-a dovedit totdeauna un spirit mobilizator. Ați vrut, deci, să-l ajutați." Perfect. Nu văd însă de ce, dacă tot v-ați hotărât să lucrați pe cont propriu, v-ați prezenta la noi în șirândune inspirată și nu mai puțin derutanta dumneavoastră povestire." Derutantă? Nu mi-am închipuit că fac ceva ce nu s-ar cuveni." și pe urmă, gândiți-vă, ca să-mi duc sarcina la bun sfârșit, trebuia să aflu unele amănunte. Din câte mi-am dat seama, aceasta este o instituție specialistă. Limpede, conchise Minerva, nu no o scos cu țăcănel la cap. În viitor, declară zâmbind, am preferat ca, mă rog, colaborarea dumneavoastră să fie mai puțin machiată, să vă formulați bunele intenții limpede și răspicat. Vă mulțumesc că mi-ați atras atenția, pentru că mie una îmi place să-mi corijez greșelile. Domnul Maior care mă cunoaște mai bine, știe că m-am îndreptat mult în ultima vreme. Ei bine, îndreptați-vă de tot. Spuneți-mi, vă rog, cum ați ajuns la concluzia că datele de pe soclu ar alcătui numele unui cifru? Melania râse. O să mă considerați frivolă, dar toată viața m-am dat un vânt după toalete. M-au interesat hainele, indiferent de sexul lor. La statuie mi-a trăsese de mult atenția contradicția dintre vestimentația cu afura și mustățile domnului Conțescu și moda anilor în care trăise înscriși pe soclu, ca și cum le-ai fi îmbrăcat pe Vlațepe și în blugin și adidas. Minerva și Cristescu începură să râdă în același timp. Înțeleg, dar care e inadvertența? Melania, încântată de ea însă, și se avântă cu toate pânzele sus. Vedeți, hainele doctorului Conțescu erau croite după moda anilor 1900, despre care aud că s-ar mai numi epoca caragiale, adică revere culcate, foarte apropiate de cele ce se poartă azi, culerul cămășii îngus și înalt, iar în loc de cravată, legătură. Cât privește mustățile, acestea arătau bărbătește, nu o simplă ață și doar la vârfuri se subțiau ca apete de suliță. Or, moda pe vremea lui Napoleon al III-lea și a domnului Bismarck, adică în jur de 1860-70, arăta cu totul altfel. Ok, râse Minerva, o demonstrație strălucită. Am înuntele acestea, urmă Melania, n-am mai avut timp să le trec în scrisoarea către domnul Maior Cristescu. Chiar atât de explicită, deși îmi l-am rămas bun pentru orice eventualitate, inima îmi spunea că voi mai avea ocazia să ne mai vedem. Capitanul Macri își vâră capul pe ușă. E voie? Intră, spuse Minerva. Ai găsit ceva? Deocamdată e o simplă presupunere, dar arhivarul șef de la primăria sectorului 2 mi-a promis că va mai cerceta. Din documentele pe care le-a găsit pentru moment, rezultă că soclul statuiei a avut de suferit în urma cutremurului din 40. Edilii au comandat al piedestal și aici e de presupus că s-a strecurat greșala. La anul decesului, pietrarul, în loc să treacă 1896, a scris 1866. A inversat a treia cifră. În zilele acelea tulburi, posibil să nu fi observat lumea sau să se fie amânat în dreptarea ei. Precis așa s-a întâmplat, interveni Melania. Cu aceeași ocazie, au și răsucit din greșeală statuia, întorcând-o cu spatele spre stradă. A fost un amănunt care mi-a dat mult de gândit. Minerva i surâse larg lui Cristescu. Mai ai ceva de zis? Maiorul ridică o pălărie inexistentă. Dragă Minerva, ca totdeauna, tu ai ultimul cuvânt. Mersi! Alo, Macri, unde pleci? Spune, mai e valabilă invitația aia ta la o partidă de trenuleț electric? Capitanul dădu din cap încântat. Se simțea totdeauna fericit când punea în funcțiune jucăria, ocupa toată suprafața de parcheta camerei de zi, având o asistență cât mai numeroasă. Vă stau la dispoziție. atunci mobilizează-l și pe Dobrescu. Maiorul o întrerupse. Ai vreo șaradă cu CFR-ul? Dacă insiști, găsesc, trecem întâi pe la mine să-l luăm și pe Cheops. Ce n-ai bai nevoie de papagal acum? Vreau să vă cum stă în mărfar. Melania interveni timidă. Totdeauna mi-a plăcut să merg cu trenul. Poate că este o întrebare îndrăzneață, dar trebuie să înțeleg că această invitație mi se adresează și mie." Bineînțeles!" exclamă Minerva. Dobrescu, le-ai adormit?" Locotenentul se-i visperiat. Mă iertați, de când te cunosc tot asta fac. Echiparea, mergem la trenuleț." Melania se apropie de Maior. Nu-l chemați și pe domnul acela Dolofana Zimioară?" O să-l anunțăm?" surâse Cristescu. Minerva o lupe pe Melania de braț, preluând conducerea grupului. Ultimul încheind cortegiul la care se alătura din mers, Moraru și Cocriș, Maiorul Cristescu pășa gânditor. Dacă samuraiul și Melania fac cooperativă, eu unul îmi dau demisia. Dar la chestiunea asta avea să se gândească după întoarcerea din concediu. Afară râdea soarele și, pentru moment, se păru că este lucrul cel mai important. Aici se termină cartea cu numărul 5 din seria Melania și Mirciulică, Dispariția statuii din parc. A fost o carte minunată, trebuie să recunosc că mi-a plăcut extraordinar de mult. Sunt extrem de curioasă ce o să ne aducă ultima carte a seriei, O toaletă a la Liz Taylor, carte care va începe de mâine adică de duminică, da? vom începe, vom începe așa cu o carte nouă. În același timp, deși încă mai avem o carte de, de citit, o să am o rugăminte la dumneavoastră, ca să nu mai stau eu să caut, pentru că totuși lipsa de timp își cam spune cuvântul. Aș vrea, după ce terminăm o toaletă la Liz Taylor, să începem cu seria Minerva Tutovan. Dacă se poate, pentru cine are timp să caute sau cine știe exact ordinea cărților din serie, m-ar ajuta foarte, foarte tare dacă ați putea să-mi lăsați un mesaj uh, pe un, la, la, fi, la unde doriți dumneavoastră, că este acum la. la uh, filmul acesta sau că va fi la o toaletă la Liz Taylor unde doriți, atât să mi lăsați un mesaj cu ordinea lor ca eu să pot deja să le pregătesc, pentru că așa fac de fiecare dată. Am cărțile în pregătire, mi le caut, mi le găsesc, mi le aranjez, mi le așez, ca să știu exact ce urmează până fac pozele, până până pregătesc toate cele. Deci dacă nu vă deranjează foarte tare să mă ajutați cu acest mic amănunt, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Bun. Ca să concluzionăm odată pentru totdeauna povestea cu reclamele, de astăzi înainte nu o să mai iau în seamă, deși sună urât poate, dar nu o să mai iau în seamă și nu o să mai mă afecteze, nu o să mai mă las afectată de mesajele referitoare la reclame. Fără să mă justific încă o dată, repet, aș prefera totuși să nu cheltui bani din buzunar. Uh, și atunci am nevoie de aceste reclame, măcar să pot cât de cât să plătesc aplicațiile pe care le, le achit lunar pentru filmulețe, pentru audio, pentru a putea uni, de exemplu, sonorul de film și așa mai departe. Am vreo 4 sau 5 aplicații pe care le folosesc, inclusiv un abonament pentru a putea găsi cărți, da? Și acesta, iarăși, este undeva la 12 euro pe lună. Deci, dacă stai să le pui pe fiecare 29, 99, cu 12, cu, cu 15, cu 10, se adună, da? Și atunci, automat, îmi pare rău pentru cine este deranjat de reclame. Dacă nu doriți să mai ascultați, asta este, îmi asum că o să vă pierd pe cei câțiva care sunteți deranjați sau aveți posibilitatea, după cum am văzut acolo, era o doamnă foarte drăguță și amabilă care a lăsat, a spus o modalitate de a uh, da, de, de a nu vedea aceste reclame, ar fi un alt tip de browser puteți căuta în mesaje că o să găsiți mesajul doamnei, a fost foarte drăguță sau puteți să vă achiziționați YouTube Premium și atunci nu veți mai auzi niciodată nici la mine, nici la alții niciun fel de reclamă, da? Bun, acestea fiind spuse, nu vreau să sune răutăcios departe de mine, nu mă înțelegeți greșit, sunt doamne ferește, deci chiar aș vrea să reușesc să împac pe toată lumea, dar din păcate nu ai cum am ajuns până la urmă la concluzia că nu poți să împac și capra și varză oricât te ai strădui și atunci decât să rămân cu încercatul și cu nervii tocați pe subiect, mai bine aleg să nu mai împese, da? Deci ca să știți dumneavoastră de ce de azi înainte nu o să mai iau în considerare, o să dau o inimioară la acest tip de mesaj și atât tot. Nu este răutate, nu este reavoință, nu este nimic de genul, dar asta consider eu că pot oferi, ca să zic așa. Bun, în continuare ca să nu uităm încă două lucruri mai vreau să vă spun. Mai avem, ne mai despart până la 2000 de subscriberi, în acest moment ne despart 160 de, de subscriberi, iar când vom atinge 2000 să nu uitați că o să avem un mare giveaway cu uh, brățări și poate uh, o să mai fie și câteva mici alte surprize care vi le pregătesc, nu neapărat auditive, ci tot la fel de care să intre în giveaway, momentan mă mai gândesc dar brățările sunt aproape toate terminate, cele care doresc să le ofer cadou, eu confecționez toate brățările din pietre naturale și din ață, da? dar sunt din pietre naturale, nu vorbim de plastic, nu vorbim de lucruri de genul acesta, materialele pe care eu le am sunt materiale de foarte bună calitate, pietrele la fel, și fiecare brățară pe care am făcut-o de aproximativ șase ani de când fac brățări este un model unic. Niciodată nu repet aceeași brățară de două ori pe principiul că e cel mai plăcut și mai frumos ca oricine să aibă ceva unic, să fie unic doar al lui, adică să nu, să nu se repete. Da, deci cam aceasta ar fi, ar fi ideea. Acum. Uh, un ultim lucru deja pentru ziua de Crăciun vă așteaptă un regal auditiv sper eu cu surprize foarte plăcute din partea mea. Mai am foarte puțin de înregistrat și sper că deja zilele acestea o să și termin pentru ziua de Crăciun. Și bun, mai departe, ce să zic? Cam atât am avut de spus acum. Mai am eu un plan câteva idei, dar momentan, momentan să vedem cum o să stăm cu timpul. Vă mulțumesc tare mult dacă ați reușit să rămâneți alături de mine până la aproape două ore. Vă mulțumesc din suflet că îmi sunteți aproape. Vă simt așa ca pe niște prieteni care îmi sunt foarte dragi. Mesajele dumneavoastră mi-aduc zâmbetul pe față de câte ori le citesc. Și așa cum dumneavoastră mă așteptați pe mine în fiecare dimineață, tot la fel aștept și eu mesajele de la dumneavoastră și bună dimineața și bună ziua și poate nu apuc mereu să răspund imediat și poate durează o zi până răspund, dar credeți-mă, atât de mare plăcere îmi face când când le văd, pentru că le văd în timp real, da, când le scrieți și mă bucur și zâmbesc și îmi faceți ziua mai frumoasă. Așa că vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet vreau să cred și îmi face mare plăcere să cred că în timp vom crea aici o comunitate foarte frumoasă și așa unită, să zicem. Și bun, până data viitoare, adică până mâine, duminică, când vom începe cu noua carte, o toaletă a la Liz Taylor, vă doresc tot binele din lume, vă trimit multe îmbrățișări și vă trimit soare de la mine de aici, că aici este soare și cal și frumos. Și să vă fie bine, să aveți parte de zile frumoase acum de Sărbători și până data viitoare să ne auzim cu bine. La revedere.